Bună seara! Vă propun să punem început acestei întâlniri duhovnice și prin rugăciunea Împăratei Ceresc, pe care o vom rosti împreună. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvântați! Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți. Bine ați venit la o nouă conferință organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, conferință intitulată Crucea, cărare spre veșnicie. Ne aflăm într-o perioadă minunată, o perioadă de pregătire prin pocăință, post și rugăciune pentru Marele Praznic al Învierii Domnului. Iată că tema din seara aceasta este o temă care vine în completarea duminicii trecute, duminica în care Biserica, duminica care a fost consacrată pomenirii Sfintei Cruci. Crucea, ca expresia iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru om, este așezată în mijlocul postului pentru a reînnoi în noi capacitatea de a deveni de lung răbdători. În această seară, îl avem alături de noi pe Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Cluj. Părintele este licențiat al Facultății de Filosofie și de Teologie a Universității Babeș Bolyai din Cluj. Preacucernice Părinte, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a fi în seara aceasta în mijlocul nostru. Vă ascultăm cu drag. Să vorbesc din picioare că nu se cuvine să vorbesc despre cruce stând. Mulțumesc că m-ați invitat. E o cinste. Toți, foarte mulți dintre cei care vin la Cluj spun că e o cinste să vină, că se intimidează, eu cu atât mai mult la București. Mulțumesc celor care au venit. Vă spun încă de acum că, probabil, cum știți, o să fie undeva în jur de o oră, sper să reușesc, să vorbim despre ceea ce trebuie să încercăm să lămurim legat de cruce. Și după aceea întrebările, după care eu o să trebuiască să plec pentru că avionul nu va de întârzia după mine. M-am bucurat de tema aceasta pe care mi-au ales-o tinerii din Asociația Studenților Creștini Ortodoxi și București. Eu n-am avut decât să înlocuiesc cărarea, era înainte potecă. Ei au zis, crucea, potecă spre mântuire. Și eu am zis, să zicem totuși, cărare. Că parcă poteca, zic eu acum, parcă poteca e așa, se poate pierde sau e prea într-o tocheată, dar cărarea sună mai bine. De fapt, nu o să fie ceva, să nu vă închipuiți, să nu așteptați cine știe ce discurs teologic și nici nu cred că asta vă interesează acum. Și eu o să vă răspund sau încerc să vă răspund la întrebările pe care eu însumi le-am avut, la care eu însumi am stat pe gânduri mult timp și pe care încetul cu încetul și pot să spun că cred că după 10, 12, 15 ani de preoție, chiar astăzi sunt 19 ani de preoție, s-a întâmplat să fie chiar astăzi, după vreo 15 ani de preoție am început să-mi dau răspunsuri, de ce zic de preoție? De călătorie împreună cu cei pe care trebuie să îi ajut și care mă ajută și pe mine în formare, i-au ajut și pe această cărare, mă ajută și ei pe mine, într-o călătorie împreună, în vreo 15 ani de strădanie, la o măsură minimală, am început să-mi dau răspuns la această întrebare. Care este crucea? De fapt, cred că și voi aveți această întrebare. Care este, de fapt, crucea pe care noi trebuie să o purtăm? Cred că foarte mult timp ne dădeam un răspuns foarte scurt și rapid. Crucea, știți ce vă vine în minte când vă gândiți?
Care este crucea pe care trebuie să o purtați? Că zice Mântuitorul, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, Sfântul care zice în fiecare zi, ceilalți apostoli nu zic, dar el zice, să-și ia crucea sa în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Sunt convins că dacă vă întreb sau dacă vă întrebați, ați fi răspuns sau răspundeți cum am răspuns și eu mulți ani și răspund și acum, într-o anumită măsură, dar foarte mică. Păi care este crucea? Și o să ne vină în minte, crucea sunt necazurile vieții. Știți că noi, în general, zicem că necazurile vieții sunt crucea. Crucea sunt daturile peste care noi nu putem trece, adică ne naștem într-un neam, într-o țară, într-o generație, într-o familie, ne naștem cu anumite moșteniri genetice, cu anumite daturi de la Dumnezeu, asta e crucea, sau cu anumite lipsuri pe care le avem din naștere, și asta e crucea pe care trebuie să o duci. Foarte mulți ani mi-am dat răspunsul acesta. Cu cât au trecut ani, mi-am dat seama că nu ăsta era răspunsul, sau răspunsul era doar în 5%, 10% rămâne valabil. Pentru că însăși cuvintele Mântuitorului și toată Evanghelia ne vorbesc despre o altă cruce, nu ca acestea de care v-am zis n-ar putea fi participant într-o anumită măsură, auxiliar, a zice, la cruce, dar nu acestea sunt în primul rând. Și aș începe să spunem mai mult, să începem cu ce nu este crucea, din ceea ce credem noi că este, ca să ajungem la ce este crucea. Așa, apofatic, adică mai ușor spunem ce nu este Dumnezeu și ce nu este credința adevărată decât ce este. Dar așa, încetul cu încetul, excluzând ceea ce nu este, găsim ceea ce este. În primul rând, mulți creștini au crezut, încă din primele veacuri, că aduce crucea pe cum a adus Hristos, sau a urmat lui Hristos pe acest drum al crucii, poate însemna, acum noi nu mai avem acest gând, dar să știți că acest gând care vi-l spun acum a fost bine împlântat în mintea multor creștini timp de veacuri. Acela că aduce crucea pe cum a dus Hristos ar trebui să fie, până la urmă, o ducere a crucii la propriu. Și să știți că primii creștini își doreau foarte mult să moară și ei cum a murit Hristos. Acest dor nu s-a sfârșit cu primele veacuri. Acest dor și un fel de ideal, era un fel de ideal, să mori ca Hristos. De fapt, la început de tot se și credea în biserica primară, într-o anumită măsură, nu? Că, de fapt, asta e calea creștinilor, să urmeze pe Hristos până la capăt și că martiriu va fi, fără discuție, o formă de mărturisire a tuturor, până la urmă. În timp s-a dovedit că n-a fost așa, au fost foarte multe perioade de libertate și marea prigoană, noi zicem de 300 de ani Imperiul Roman, de fapt n-au fost 300 de ani, au fost multe perioade de îngăduință, cel puțin de îngăduință, dacă nu chiar unele de bunăvoință din partea anumitor împărați romani. Au fost și perioade foarte grele în care, într-adevăr, mulți au murit ca martiri. Mulți au mărturisit în închisori, mulți au mărturisit fiind deportați, sau multora li s-au luat averile și gradele și rangurile pe care le aveau, dar foarte cei mai mulți dintre aceștia, chiar dacă au murit, n-au murit crucificați, au suferit în alte chipuri. Încetul cu încetul această idee că ar trebui să purtăm și noi crucea pe cum a purtat-o Hristos, a cam dispărut. Dar să știți că până și înțelesul ăsta a fost foarte cunoscut în vechime și dorit. De fapt, aproape că nu există om duhovnicesc să nu-și dorească să aibă ceva și el din moartea Mântuitorului. Gândiți-vă la Sfântul Dimitrie, izvorător de mir, care atunci când au intrat gărzile să-l străpungă cu sulițele, el a ridicat mâna dreaptă ca sulițele să-i străpungă din coaste, din dreapta spre stânga, exact cum a murit Mântuitorul, cum a fost înțepat Mântuitorul pe cruce cu sulița. Și pentru el asta a fost o bucurie, pentru că s-a asemănat cu Hristos. Să ne gândim la Sfântul Calindul la Cernica, care toată viața s-a rugat să moară într-o zi de vineri,
ca să se asemene și el cu Hristos într-un fel și Dumnezeu i-a dat marele dar să moară într-o zi de vinerea mare. Nu știu dacă știați asta, el a murit într-o zi de vinerea mare. Și mi se pare un mare dar, e un mare dar și a dorit acest dar și l-a primit. Dar până la urmă și aș putea da nenumărate exemple, având în frunte pe Sfântul Petru care chiar s-a bucurat că a murit și el răstignit, dar s-a socotit nevrednic, adică până acolo se mergea, mai ales Sfântul Petru care se repădase, să zică că eu nu sunt vrednic să mor ca Hristos răstignit, răstigniți-mă cu capul în jos. Și bineînțeles că soldații români au ascultat, nu știu dacă știți, era un obicei la romani, când în războiul iudeilor cu romanii, romanilor cu iudei, în anii 70, atât de mulți au fost răstigniți că erau deja, se spuneau bancuri la Roma, că nu mai este niciun copac în Israel de care să nu fie răstignit un iudeu. Și în bajocură și în chip barbar, romanii răstigneau și de ziți și de mai mulți de un copac și în diferite poziții. Deci nu era răstignirea, cum o vedem noi acum, și cum o știm la Mântuitorul, pentru că era, nu mai era lemn, nu mai era condiții, numai cum, i-au răstignit și cu capul în jos și în toate formele, dacă o puteți închipui, așa încât să nu credeți că Sfântul Apostol Petru a fost refuzat. Era o plăcere pentru ei să-l vadă în diferite moduri, țintuiți și murind în chip refuzat. Asta a fost primul gând. Mulți au crezut că aduce crucea înseamnă să se duce cum a adus Hristos. Ei, nu. S-a dovedit în timp că nu asta este ceea ce a vrut să zică Mântuitorul atunci. Deși nu se exclude dacă se întâmplă, nu cred că se mai poate întâmpla acum, deși Chinghis Aitmatov, un mare scriitor din Kirghistan, încearcă într-un roman, vă îndemn să-l citiți, deosebit. El i s-a cotit al doilea Dostoevski al Uniunii Sovietice, care era în Uniunea Sovietică atunci, scrie Eșafod, o carte, Chinghis Aitmatov. Eșafodul în care un tânăr care la început se droga a ajuns să fie, să nu s-a mai drogat și a încercat să-i convingă și pe ceilalți tineri care umblau haihui pe câmpiile Kazahstanului după cânepa indiană care creștea acolo sălbatică, a încercat să-i convingă să nu se mai drogheze și l-au răstignit pe un copac acolo și au bătut joc de el. Deci s-a mai întâmplat, se întâmplă, până la sfârșitul istoriei probabil se va mai întâmpla. Aitmatov spunea că ar fi fost un caz real. Al doilea gând despre a purta crucea și care poate fi real, dar nu este despre cel care a vorbit în principal Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este faptul că crucea a fost pusă în spate până la urmă Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos de autorități. De autoritățile politice, de romani, de autoritățile religioase, care erau atunci, Sinedriu, arhierei, mai mari ai preoților, farisei, cărturari. Ori lucrul acesta a adus în... și n-a fost și nu e de trecut cu vederea cu ușurință și cu nepăsare acest fenomen, care în ultimul timp am văzut că câștigă tot mai mulți aveți. S-a mers pe... A fost această idee că tot ce înseamnă autoritate, tot ce înseamnă instituție, care trebuie să se organizeze într-un fel sau într-altul, că e administrativă, că e politică, că e chiar religioasă, este un dușman al lui Dumnezeu și un dușman al creștinilor. Ceea ce Mântuitorul nu a spus și nici nu ne-a transmis după aceea, da? Într-un chip sau într-altul. Dimpotrivă, am putea zice, Sfântul Apostol Pavel ne spune că să ne supunem stăpânirilor, chiar dacă erau stăpâniri păgâne. Pentru că toate sunt îngăduite de Dumnezeu, asta l-a costat mult pe Sfântul Apostol Pavel și acum are dușmani mari din cauza asta. Pentru că acești creștini, așa zici, aș zice totuși creștini, care cred că a urma lui Hristos și a aduce crucea pe cum și-a dus-o Hristos înseamnă să fie un opozant veșnic împotriva tot ce înseamnă autoritate și îi cunoașteți pe acești oameni. Cred că nu trebuie să deschideți puțin anumite grupuri care se formează în lumea virtuală și o să-i vedeți pe acești oameni care se opun la orice, la oricine și la orice care este pus vremelnic și dacă unul dintre ei ar fi pus vremelnic sau pentru mai mult timp, oricum vremelnic, într-o funcție undeva și acelea ar deveni instantaneu dușmani. Pentru că
tot ce este organizat, tot ce este instituție, tot ceea ce este rânduit, este dușmanul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost răstignit, dacă Dumnezeu a fost ucis de niște instituții politice, administrative, religioase, înseamnă că tot ce înseamnă instituție, tot ce înseamnă organizare, tot ce înseamnă administrație, tot ce înseamnă politică, tot ce înseamnă stat, tot ce înseamnă biserică, până la urmă, organizată, e dușmanul lui Dumnezeu. Această idee a fost, într-o mică măsură, poate și în perioada primelor veacuri, chiar unii merg până la a spune că monahismul a fost o asemenea reacție la această împăcare între stat și biserică, la această reașezare a relațiilor bune, până la urmă, care până atunci fusese foarte grele între stat și biserică, și devenirea bisericii și ieșirea bisericii din subterane și așezarea ei la suprafață, pentru unii dintre acești creștini a fost de neadmis și s-au retras în grupuri, și o parte din monahismul care s-a format a fost format din acești oameni care s-au retras și au fugit de lume și au socotit că și biserica s-a vândut și biserica s-a dat cu lumea. Acești oameni, cum am spus, în ultimile 10, poate sute de ani au început să fie tot mai mulți și cred că o să-i vedeți tot mai mult în următorii 10 de ani și totdeauna vor avea mare trecere. Știți, cred despre acești oameni care totdeauna văd dușmani și care văd comploturi mondiale tot timpul. Nu zic că nu or fi, dar se luptă la nesfârșit cu ieșirea, scoaterea în evidență acestor comploturi mondiale, cu lupta împotriva lor, au un fel de scenarită cronică. Știți acești oameni? Nu avem și noi românii multe alte privințe, dar ei au privința asta. Și aceștia sunt tot mai mulți și cred că sunt niște ratați din perspectiva trăirii creștine autentice. De fapt, cu cât tu ratezi lucrarea ta interioară, ai nevoie de un război exterior. Exact cum părinții ajungeau să zică că toate pornirile, tot ce a îngăduit Dumnezeu, până și partea impulsivă din noi, este îngăduită de Dumnezeu și ea nu era în sine. Irascibilitatea nu era în sine. Depinde cum e folosită. Dacă e folosită în interior, în lupta interioară, în stăpânirea interioară, în lupta cu tine, cu gândurile și în a lăsa să iasă, să treacă dincolo, în afară, numai cele bune, atunci nu mai are ce să iasă în afară. Dacă ea nu este folosită în interior, în afară este, de fapt, este un barometru foarte bun ca să știi câtă luptă și câtă stăzanie are omul acela interior. Cu cât în exterior el este mai virulent, mai compulsiv, mai taie, mai în carne vie, bine, acum poate fi și o moștenire, și un fel de a fi, nu vreau să-i acuz pe toți. Dar cu cât acest lucru se vede mai puternic în exterior, cu atâta înseamnă că lupta interioară este la pământ. Acești oameni mi se par că au pierdut sau n-au vrut sau sunt leneși în lupta lor interioară, sunt ratați în această luptă interioară cu patimile lor, cu problemele lor, cu ceea ce trebuie să dobândească, cu ceea ce trebuie să dovedească funcția bunică mea. L-ai dovedit, l-ai biruit, cu ceea ce trebuie să biruiască în interior, cu ceea ce trebuie să lupte în interior și atunci îl găsesc dușmani exteriori. Noi toți știți că de mici ne imaginam, cred că și voi ați fost la fel, când se supărau părinții sau ne supăram noi pe părinți sau pe cineva, dintre apropiați ne gândeam noi ce ar fi dacă aș muri și cât ar plânge ei. Și ce chin ar fi și atunci ar vedea ei când m-au chinuit și ce. E, ceva de genul ăsta este și în mintea acestor oameni, în sensul că în lupta lor constantă, zi de zi, cu patimile, cu păcatul, cu în lupta de împlinire a poruncii lui Hristos, ne ratăm, se ratează, se lenevesc să o facă și atunci visează un moment excepțional, o luptă de sfârșit cu Antichristul, o mărturisire de sfârșit extraordinară, luptă cu fiara, exact cum în filmele americane, în general, se merge pe această idee. Oameni simpli, oameni plictisiți de viață, oameni care nu fac mare lucru în comunitate, dar care, pe moment, dintr-o întâmplare excepțional, ceva deosebit, apar ca niște mântuitori ai lumii. Ei sunt puși pe o navetă, ei salvează lumea, ei opresc bomba sau asteroidul care vine sub pământ, ei... Ceva de genul ăsta, cam așa sunt și visele acestor oameni, care nu au lupta interioară, nu au stădania de a urca pe treptele pe care Dumnezeu ni le-a pus pe viață și vă rugați. Și atunci, vi se visează în acest, fac comploturi mondiale, scenarite,
și se visează forțe active, vii în această luptă împotriva răului, de care Dumnezeu nu are nevoie. Feriți-vă de rău și faceți binele. Dumnezeu nu are nevoie de lupta ta împotriva răului. Nu asta a venit Dumnezeu să ne învețe cum să luptăm cu răul. De nenumărate ori s-a întâlnit Dumnezeu cu demonii, dar n-a vorbit cu ei. Nici măcar nu-i asculta, nu-i băga în seamă. De câteodată cu unul a vorbit și l-a întrebat cum te numești și celălalt restul, ca și Pavel, dacă vă aduceți aminte, când pitonisa aceea a strigat după el 3 zile, continuu, o pitonisă, o demonizată, o femeie posedată, stăpânită de puterea întunericului și care, prin puterea diavolului, prorocea. Și aceea fugea după ei și zicea tot timpul, aceștia sunt aleiși lui Dumnezeu, au venit la noi să ne propovădească despre Dumnezeu cel viu. Și Pavel nu îi zicea nimic, înțelegeți? Asta a fost învățătura de credință pe care Mântuitorul însuși ne-a dat-o, să nu ne raportăm la rău, să nu ne facem vorbă cu diavolul. Asta și la nivelul interior al minții, dacă puteți să vă puneți în mintea voastră ideea asta, n-aveți ce vorbi cu gândurile rele. Până să aflu că au zis părinții asta, m-am chinuit ani de zile. Nu știam, veneau gânduri de hulă, gânduri de răutate. Și eram convins că am parte la ele. Diavolul juca așa de bine încât foarte multe dintre acele gânduri rele și de hulă aveau ceva din amintirile mele, aveau ceva din gândurile mele trecute, încât păreau ale mele. Și eram distrus, nu mai era nicio cale de ieșire, până să aflu că toți părinții spuneau că dintre toate păcatele este un singur păcat pe care nu te bați. Nu îi stai împotrivă și se biruiește prin nepăsare. Nepăsare, înțelegeți? Nepăsare. De aceeași idee, în primul rând să știi că e de la diavol și pe aceea nepăsare. Ca și cum ți-ar spune cineva, exact cum s-a păstrat ideea aceasta în bazmele românești, care tot cumva din învățăturile părinților și a bisericii își trag seva. În care se spune că fă frumos, trece și strigă, nu știu cine din dreapta, din stânga, dar el să nu se întoarcă, să nu se uită înapoi. Să meargă tot înainte și babac lanța va striga din spate și el să nu se întoarcă, să nu se întoarcă. Așa trebuie să facem și noi. De fapt, asta e învățătura. Tu nu trebuie să te întorci. Dacă ai început să stai de vorbă cu gândul, ești terminat. În momentul când ai crezut tu că poți tu să-l dovedești pe demon, că poți tu să... Sper că nu e anul. Că poți tu să îi stai împotrivă, cum zicea Părintele Arsenie Voca, mă, ia-ți bătrâni și vicleni, mă! Adică au vicleșug de mii și mii și mii de ani dinainte de a fi lumea văzută, când a fost făcută lumea nevăzută. E o viclenie că dacă un om de 100 de ani și viclean și înțelept și lucid ca un brucan, așa, și nu-i poți sta în față câtă viclenie și răutate poate să ai din el, dar ia gândiți-vă la un heruvim de mii și mii și mii și mii de ani de răutate pusă una peste alta, pusă una peste alta, de vicleșug adăugat și adăugat și adăugat, de trăire de vâsc care suge din altcineva de mii de ani. Mai puțin. Deci greșeala totală să te întorci înapoi să răspunzi cu rău, să te apuci tu să dialoghezi cu rău. Același adevăr este și în lupta, așa zisa noastră, luptă cu răul exterior, încât noi creștini ar trebui să ne facem formații, cine știu, să ne organizăm paramilitar, să găsim soluții, să ne aliem cu Dumnezeu, că Dumnezeu are nevoie de noi și ne trebuie, sunt nenumărate, știți că au apărut cărți foarte multe și după aceea ecranizări, filme în care există această idee că Dumnezeu e neputincios, e un război total între rău și bine, e un Dumnezeu bun și Dumnezeu rău, Dumnezeu cel bun are nevoie de ajutorul omului și omul face ce face și se aliază cu Dumnezeu și reușește să... Cu greu. Nu are nevoie Dumnezeu de... Nu vă închipuiți despre asta, nu-i vorba despre asta. Nu are nevoie Dumnezeu de noi ca să biruiască rău. Deloc. Și nu are nevoie de tine ca forță paramilitară sau să te ascunzi în pământ sau să faci tot felul de forme de luptă cu răul care va veni ca să biruiești răul mondial care va veni peste tine, că Dumnezeu nu poate altfel. Dacă vrea Dumnezeu, în noaptea aceasta mor toți, aceia care plănuiesc nu știu ce lucruri care vor veni peste lume. Aceasta e a doua formă de a purta crucea, înțeleasă greșit. La care m-am gândit eu. A treia la care m-am gândit a fost
Crucea în sine este o suferință, este o durere. Vă închipuiți Dumnezeu, poate v-ați gândit vreodată, de ce nu s-au mirat apostolii când Mântuitorul le-a spus despre cruce, să-și ia crucea sa? Noi așa acum privim cu multă ușurință și zicem, da, crucea sa pentru că Hristos s-a răstignit și el s-a răstignit pe cruce. Dar ei nu știau atunci de crucea, abar n-aveau. Adică știau de crucea ca de un obiect de tortură al romanilor, cel mai grav, cel mai urât, cel mai murdar, cel mai batjocoritor la adresa omului, la care erau condamnați cei mai mari târhari, cei mai mari grozavi, revoltați. Gladiatorii au fost uciși așa, după ce a făcut revolta lui Spartacus. Mii și mii de gladiatori au fost răstigniți pe cruce, era un semn de bajocură, de a-l pogorâ pe om. De ce? Pentru că acești oameni nu erau foarte sus. Acum noi ne imaginăm crucea foarte sus. Ei nu erau foarte sus, erau la nivelul aproape de oamenii care veneau. Și asta să vă închipuiți și să vă aduceți aminte când vor veni patimile Mântuitorului. Erau lăsat special la o înălțime destul de mică față de omul care venea să-i se uită în ochi. Poate picioarele cel mult la un metru erau de la pământ, pironite ale celui răstignit. Și acesta care venea și aceștia care au trecut pe drum și strigau ce au trecut pe drum, au venit să-i strige în față, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce. Aceștia care veneau să-și manifeste oprobiu și greața față de el, aceștia care acum îl bajocoreau, puteau să-i strige în față, puteau să-l scuipe, puteau să-l lovească dacă vreau. Dar acești oameni răstigniți erau dezbrăcați complet. Noi l-am îmbrăcat pe Mântuitorul dintr-un fel de cumințenie, cu cernicie. Dar el a fost dezbrăcat complet. Și asta în fața tuturor acelor oameni care veneau și strigau, dacă tu ești Fiul Dumnezeu și celelalte, multe. Era o rușine mare. Era cum acum se adună oamenii la un accident sau se adună la o gală de luptă, de boxe la Roma, că și atunci simțeau nevoie de sânge. Și atunci, în tot Imperiul, vreau circ și pâine. Pâine și circ. Asta era plăcerea poporului, asta era și în Ierusalim, vă închipuiți. Ieșau să vadă pe cei răstigniți ca un fel de răcorire. Cum zicea cineva, merg dumne la meci, urlu, răgnesc și mă răcoresc. Ieșau și aceștia să se răcorească, să nu-și bată copiii, să nu-și lovească soțiile, să duceau acolo și urlau și strigau și își găseau un inamic public în ceilalți, pe care ei nu știau bine, dar trebuie să fie ceva oameni răi ca să-i pună acolo și să-i răstignească. Și crucea era o rușine mare. Nu, noi nu ne imaginăm acum ce efect a avut acest cuvânt în fața apostolilor, să-și ia crucea sa, adică la ce îi chema, acești oameni l-au pus să treacă din tot orașul cu crucea în spate, huiduiți, li se aruncau, se arunca în ei, li se vorbeau cuvinte grele și după aceea să fie răstigniți pe un loc mai înalt unde să treacă tot să te vadă și să te ai ore și ore, unii zile, numere, ușor, zile. De aceea Pilar s-a mirat când Hristos a murit în câteva ore. Pentru că ei de obicei stăteau zile așa. Și a treia, cum ziceam, este să vezi prin cruce, adică să o înțelegi ca și suferință, da, este suferință, să o înțelegi ca și rușine, da, este rușine, dar m-aș opri la suferință. Și de aici să ai imaginea aceasta că Dumnezeu de fapt ne cheamă și a-L urma pe Hristos, înseamnă de fapt să alegi totdeauna suferința, să cauți suferința, să cauți tristețea, să cauți vinovăția, să cauți un plâns fără nădejde, să crezi că de fapt lui Dumnezeu îi place să suferi, Dumnezeu îi place să fii trist, Dumnezeu îi place și știți că suntem mulți dintre noi care credem asta. Nu știu dacă v-ați analizat, dar noi chiar credem că Dumnezeu îi place să fii foarte trist. Și dacă te vede foarte, foarte, foarte trist, ar putea să rezolve. Dacă plângi mult, 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 s-ar putea să se diluie și în milostivirea asta să zică, bine, că ai plâns mult, mult, mult. Adică avem această idee că Dumnezeu este de neîndurat sau că are o plăcere sadică de a ne vedea triști, struși, deznădăjuiți. Dar nu știu dacă vă ați văzut sau dacă ați citit cu atenție Evanghelia, că este în contradicție completă cu ceea ce trăise Mântuitorul până atunci, ceea ce propăduise. Nu știu dacă completă, dar în mare parte. Adică
E vorba de niște oameni cu care Mântuitorul a stat la masă, apostolii au stat la masă de nenumărate ori, au vorbit. Niciodată nu i-a certat că au mâncat mai mult, niciodată nu i-a certat că au dormit mai mult, niciodată nu i-a certat că erau îmbrăcați într-un fel sau într-altul. Niciodată nu le-a zis capul jos, stați așa și smeriți-vă tot timpul. Sau să se întoarcă din când în când să-i zică, Matei, Matei, la vama, ai vândut pe acolo, ai șmecherit. Pleacă-ți capul și să merge așa tot timpul. Și să zici, păcătos, sunt păcătos, păcătos. N-a zis niciodată un titlu despre așa ceva. Deci, a face egal între crucea pe care trebuie să o purtăm și suferința, adică dacă trebuie să purtăm cruce, înseamnă că tu trebuie să fii într-o continuă suferință, dacă nu ești să-ți o găsești. Și să-ți găsești o suferință de undeva, o tristețe, o mâhnire neîncetată, o durere a inimii neîncetată, dar o durere exterioară, nu o durere bună. Da, se poate vorbi de o durere a inimii neîncetată, dar e altfel de durere. E durerea iubirii, e durerea îndrăgăstitului, e durerea căutării celui iubit, este altfel de durere. Nu este o durere, da, este și o durere a vinovăției, dar este o durere a vinovăției pe cum avea fiul risipitor care era vinovat, se simțea vinovat, dar deja îl știa pe tatăl, venea spre el, îl îmbrățișa, cădea în brațele lui. Nu era o vinovăție fără orizont, fără ieșire, nu era o vinovăție. Ia gândiți-vă cum ar fi arătat creștinismul, cum ar fi arătat lumea, cum ar fi arătat biserica lui Dumnezeu dacă Mântuitorul spunea pilda fiului risipitor așa. Și a venit fiul risipitor, iar tatăl a stat în prag, așteptându-l până a venit în fața lui. Nu, că a fugit el până departe, îmbrățișându-l și sărutându-l și căzând el, tatăl, pe grumajul fiului. Nu, cum mi l-a Rembrandt, întoarcerea fiului risipitor, în care fiul risipitor cade în genunchi și îmbrățișează picioarele și tatăl stă așa și se uite, iarăși. Nu, nu, ci... Așa cum e icoana ortodoxă, tatăl vine și cade pe umerii fiului și fuge el înainte. Și cum ar fi arătat învățătura de credință creștină? Eu nu cred că aș fi putut să cred într-o asemenea Dumnezeu dacă ar fi arătat așa ce vă spun acum. Dumnezeu ar fi stat acolo, ar fi așteptat și ar fi zis, aha, cum am face noi de fapt? S-a venit apa la gură, ai ajuns, mi-ai mâncat banii, nenorocitule. Te iert. Asta e o chestie bună, noi nu prea am zice-o cu te iert, dar hai să zicem. Te iert, dar prima dată nu știu dacă ești, ți-ai venit în firea ta și dacă ești cum trebuie să fii. Să mai vedem un an între argați pe aici, nu-ți dau încă cheile ușilor, că și nu știi ce faci, îmi fur tot și pleci iară cu desfrânatele. Și... Nu, să vedem. Și prima dată o jumătate de an la porci sau nu știu unde, pe acolo. Să faci treabă, să vedem, să te chinuiești, să vedem dacă cu adevărat ai fost un convertit adevărat, un om care vrea cu adevărat să se schimbe. Păi cam asta am zice noi. Părintele Teofil Furianu, tot timpul spunea, dar a zis tatăl risipitor, fă o mie de metanie, acum altfel nu te cred. Nu a zis, sau după aia te voi primi. După ce faci așa un canon, te primesc. Nu. Or, deci clar că Dumnezeu nu se referă la acest tip de suferință. Ori noi avem această impresie că noi și că n-a încurajat pe fiul risipitor să fie trist, să stea, ce a făcut masă, păi vine, uite să închipui pe fiul risipitor la masă, lăutarii cântau, când a venit fiul cel mare, se auzeau lăutarii, știți? Și credeți că el stătea și era acolo, încât tatăl era bucuros, ieși afară, haideți că fiul meu mort, era așa înviat, pierdut și s-a aflat, îl chema și pe fiul cel... Păi credeți că în timpul acesta era un om terminat, timorat, speriat, gândindu-se, mi-a pus ca și Vlad Țepeș, în piraf, cine știe ce, și o să-mi sparg dinții, sau o travă, sau eu știu de ce a făcut asta. Nu! Adică, ideea aceasta o văd una dintre cele mai grozave pericole pentru lumea creștină, pentru noi, cel puțin pentru mine a fost. Eu nu m-am întors ani de zile spre Dumnezeu, pentru că am crezut că Dumnezeu ne vrea triști, neîncetat, deznădăjbiți, dezamăgiți, dezabuzați, terminați, speriați și că numai și numai are o plăcere sadică în a ne vedea disperați, deznădăjduiți. Și că atunci când ne vede disperați, deznădăjduiți, în ultimul stadiu, intervine cu greu și își face și el prezența. Nu este așa Dumnezeu. Dacă este așa, nu există. Acel Dumnezeu nu există. Dar Dumnezeu care există și care e adevărat, este altfel, este Dumnezeu care n-a zis la niciun bolnav vreodată,
mai stai așa bolnav vreo 2 ani, că ai păcate, tu meriți să mai stai așa bolnav, pentru că după aia dacă îți fac binele, nu știu ce, și explicația, s-ar fi putut găsi cum facem noi duhovnici. Nu. Trebuie să mai... Când vine cineva bolnav, cine știe ce te ține Dumnezeu așa? Pentru că ești încă păcătos. Dar Dumnezeu n-a spus asta. N-a spus asta la nimeni. Mi se pare extraordinar. În fața unui asemenea Dumnezeu, în genunchi, n-ai ce să zici. Adică nu-ți reproșează nimic. Nu caută la tine tristețea, mântirea. Tristețea noastră, și dacă este tristețe, căutând dragostea Dumnezeu și simțind anumită vinovăție, este o tristețe strălucitoare. Nu este o tristețe fără umbrită și întunecată. Este o tristețe luminoasă. La asta ne cheamă Dumnezeu, dacă este vreo tristețe. Dar asupra acestui mod de a vedea crucea ca o suferință, ca pe ceva... Pur și simplu am ajuns în anii care au trecut să constat că foarte mulți dintre oameni îl terorizăm afectiv pe Dumnezeu. Un terorism afectiv. Și eu am făcut-o mulți ani. Credeam că acum, de exemplu, am făcut ceva, sau urmează să cer ceva lui Dumnezeu, că dacă acum o să mă negresc, o să mă... Exact cum zice Mântuitorul, tu când postești, luminează fața ta, spală părul tău, curăță, munge părul tău, spală fața ta, luminează fața ta. Adică invers. Nu, acum eu o să mă tristez, o să fiu mâhnit, o să umblu tot timpul așa, o să țin, nu știu, postul așa, ca să-i arăt Dumnezeu că mă doare stomacul, mă dor toate, sunt terminat. Și ideea că dacă s-ar putea să-l și ameninț cumva, tainic, să zic, Doamne, dacă nu mă ajut să știi că eu chiar mă gândesc puțin și la sinucidere, așa, eu sunt pe acolo, pe aproape, Doamne, deci trebuie să mă ajut. Și Dumnezeu cedează. Așa ceva. Am văzut în ani și ani că, de fapt, nu cedează Dumnezeu asemenea. Nu cedează deloc. N-ați observat asta? Știți cum zicem noi? Noi zicem, Doamne, când i-am cerut, m-am sfătuit, m-am chinuit, am strigat. Nu s-a întâmplat nimic. Și după aceea n-am mai avut niciun gând, dacă dă Dumnezeu, dă, dacă nu, și s-a întâmplat. N-ați observat asta de nenumărate ori că se întâmplă chestia asta? Noi zicem, de ce, Doamne, de ce Dumnezeu te așteaptă până ultima clipă, când îți pierzi ultima nădejde și numai atunci îți dă? Și noi zicem, păi cred că așa, că îi place să ne vadă, chiniți acolo, terminați. Nu, ci tocmai starea aceea de liniște pe care o ai la sfârșit, în care nu mai terorizezi. În care îi zici, Doamne, vei vrea tu. Bine, cum vei vrea tu, bine este, dar bine ar fi să faci asta ce s-a cerut, atunci îți dă. Pentru că nu-i place să-l terorizezi. E ca într-o relație de... Am un prieten care îmi spunea că aveam o prietenă fată, eram la scor în anii 94-95 și prietenul spunea, am avut o prietenă și ca să crească tot timpul dragostea noastră, în fiecare săptămână îi spuneam ceva, a murit un unchi al meu. Și asta renăștea dragostea lor. Vă dați seama, moartea e în jurul nostru. Bântuie peste tot. Nu știu ce. Peste o săptămână trebuia să mai inventeze ceva. Și la un moment dat zice, sunt bolnav. Am o boală gravă. Ceva foarte grav. Și în mare fată, așa că am dat seama așa în timp, mai tot, așa, tot, fiecare săptămână cu un eveniment mai pomenit. Cam ceva în ordine. Plus că starea aceea de culmea emoțiilor oboseau deja. Se simțea ceva artificial în toate astea. Dar când a mai fost și asta și la sfârșit a dovedit că n-are nimic, nici n-a mai vrut să audă de el în vecii vecilor. Înțelegeți? Ei, noi cam așa facem cu Dumnezeu propriu. Asta a durat vreo 6 luni, noi 60 de ani, 100 de ani, depinde cât trăim. Vă dați seama la ce trebuie să fie tot timpul Dumnezeu. Ca un fel de zid în care lovim cu un minge de ping-pong tot timpul. Te rog, te rog, te rog, nu știu ce. Dar acum ați dau de asfalt, dați drept, dar nu știu ce, dar după aia nu știu cum, dar dacă nu faci asta, nu s-a prins lumânări, dar dacă nu faci asta, nu s-a prins candela, dar dacă nu știu ce, dacă nu... Tot felul de chestii genul ăsta care... Înfricoșător este că uneori Dumnezeu chiar coboară la nivelul ăsta de dialog cu noi, pentru că e singurul pe care îl avem. Și de cât de loc, mai bine așa. Exact ca o mamă care vrea să mai se întoarcă fiul pe acasă și dacă fiul numai pentru bani, și pentru asta măcar îl mai primește și dă ceva, măcar l-a văzut, îl mângă puțin de cap și pleacă. Și uneori, acest tip de relație contractuală între noi și Dumnezeu, dar contractuală având așa în jur o panglică de terorism afectiv, uneori Dumnezeu îngăduie și asta,
o îngăduie, dar cu mare durere, să știți. Nu este așa Dumnezeu. De 100 de ori o să vă asculte mai repede dacă vă liniștiți, vă calmați și ziceți, Doamne, aș vrea așa, dar fie voia ta. Mai repede de 100 de ori decât atunci când zice, te rog! Mi se pare extraordinar ce spune Sfântul Părintele Porfirie, îi ziceam noi atunci, acum Sfântul Porfirie, care spunea, dragă, ajunge de 3 ori dacă te rogi, cu insistență, cum a zis Pavel, de 3 ori m-am rugat pentru ceva, după care rămâne în inima ta gândul, rămâne în inima ta pornirea, trebuie să mă ajute Dumnezeu, trebuie să-L ajute pe celălalt, te rogi poate pentru celălalt, vreau să-L ajute, dar nu mai insisti la nesfârșit, adică îi dai un respiro lui Dumnezeu, e ca o prietenie. De fapt, ce prietenie poate să fie între tine și Dumnezeu când totul se rezumă la, te rog, te rog, ghișeu, plângeri și reclamații și numai terorisme și numai chestii. E ca și cum ai spune, tu te întâlnești cu prietena ta și n-ai timp decât să tot zici, te rog, dăm și mine, rudăm și aia, te rog, nu știu ce. Când o să ai timp să mă rogi la te cu ea așa și ea să spună ceva? Când nu îi dai timp deloc, totul e numai, ce vei face? Cam așa e cu Dumnezeu de cele mai multe ori. Dumnezeu se bucură foarte mult de aceea și vă îndemn să găsiți această rugăciune în tăcere. Uneori să ajungeți și la această rugăciune în tăcere. După multe, multe cuvinte pe care le spuneți, să stați 5 minute în tăcere în fața icoanei. 5 minute în care să tăceți. Pur și simplu. Având în background, în spatele gândului vostru, prezența, simțământul prezenței lui Dumnezeu. Știți că e acolo, știți că e în fața voastră, în El umblăm, suntem, viem, este mai ales că este și icoana, și în care gata cu atâtea gânduri, gata cu atâtea vorbe. Gata. Tăceți. Și o să vă apropiați și o să simțiți mai apropiat pe Dumnezeu așa, de multe ori decât în multele vorbe pe care le-a zis până atunci. S-ar putea ca multele vorbe pe care le ziceți până atunci, să fie doar terenul care pregătește acest moment de tăcerea voastră în fața icoanei lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu. Și în care, până la urmă, trebuie să și ascultați ce vrea să vă spună Dumnezeu, nu atât de mult să tot spunem noi ceva, că avem noi de spus ceva. Adică, ce prostie ar fi pentru noi, sau ce prostie ar fi pentru oricare dintre noi, dacă ar avea un, cum se zice acum, un idol, în orice domeniu, nu știu. Și tu, când te întâlnești cu el, 5 minute ai, îi spui tu turul, e acolo tot felul de prostii și nu-i lasă să zice nicio vorbă. Să nu zice nicio vorbă, că nu e de timp. Și zice, și el ce ți-a zis? Păi, nu i-am dat timp. Păi era valoros, spuneai și nepoților tăi ce ți-a zis el, dar ce ai spus tu? Cui folosește? Nu o să-i pese la nimeni, nu l-ai lăsat să zic o vorbă. Dar Dumnezeu, dacă la un mare profesor, dacă ți-ar spune câteva vorbe, ar rămâne pentru totdeauna, dacă la un mare om de cultură, să rămâne pentru toată viața, ce ar fi dacă i-am dat timp lui Dumnezeu să zică ceva? Sau dacă i-am dat loc puțin în inima noastră? De aici, ideea că orice bucurie, orice satisfacere a oricărei bucurie este un păcat. Știți că avem aici această idee? Plecând de la asta, că, Doamne, crucea este suferința, tristețea, mâhnirea, lui Dumnezeu îi plac chestiile astea, deci, pe calea asta. Orice-i bucurie, orice-i lumină, orice-i libertate, orice nu-i place de Dumnezeu. Și avem foarte implantată în inima noastră ideea asta. Foarte puternic implantată în inima noastră. Cum avem o bucurie? Să vedem ce necaz vine acum. Știți? Nu așa că așa ziceți toți. Să vezi ce necaz vine. Nu e adevărat. Bineînțeles că totdeauna după noapte, vine zi după zi, vine noapte, dar totdeauna orice tristețe este de zeci de ori mai dureroasă sau mai vizibilă după un moment de mare bucurie. Și totdeauna, după aceste bucurii, ceea ce vine, o tristețe, un necaz, pare mult mai grav decât ceea ce ai tăit tu înainte. Pare mult mai grav. Există în frații, în fratricizii, cartea lui, scap acum, un scriitor grec, cel ce a scris ultima ispita Mântuitorului pe cruce, Kazantzakis. Este în fratricizi un asemenea moment în care, după ani și ani și ani de luptă în tranșee, de război fratricid între greci, între comuniști pe o parte și cei de dreapta pe altă parte, nu știu că dacă știți după războiul al doilea mondial, în Grecia au fost ani mulți de război civil, urât, îngrozitor, în care și cei care participau la război erau sătui până peste cap.
Nu mai vreau război, dar nu se putea termina războiul, că nu vreau cei mari să se terminate cu războiul. Și la un moment dat, unul i-a venit o idee. Pe la 1 aprilie, așa, i-a venit lui o idee să le facă o surpriză la colegii lui de tranșee și să le spună că a auzit el azi noapte la radio, la șef, că a stat cu urechea la... că de fapt războiul s-a terminat, s-au făcut pace, dar încă nu le-a spus șeful, dar când iese o să le spună. Dar acum ei pot să ia praporii, să ia tot, să iasă cu bucurie pe afară, că gata, vor pleca acasă. S-au făcut așa, s-au bucurat toți, s-au sărutat, și-au aruncat armele, și-au scos praporii, au făcut o slujbă de mulțumire. Și la sfârșit a ieșit comandantul și a zis, ce faceți, m-ați înnebunit? Păi cum, nu s-a sfârșit războiul? Nu. Nu s-a sfârșit nimic. Și a zis, am glumit și eu, 1 aprilie. Păi te întoarce după asemenea bucurie tranșee, era de mii de ori mai greu decât ce era înainte. Înainte era foarte frumos. Înțelegeți? Ei, de multe ori așa se întâmplă. După o anumită bucurie mare, orice trăim se pare o mare cădere, o mare, și zicem, uite, vezi, după bucurie din necaz. Orice trăim, cât de mic, ca și gravitate, s-o potim mult mai grav. Și sunt și alte motive. Se poate întâmpla și nu știm să drămuim bucuria, de cele mai multe ori noi oamenii nu știm să administrăm și să ne drămuim bucuria, așa că știți cum suntem noi oamenii. Atunci când vine peste noi bucurie, suntem ca o cetate îngrădită, care când vine bucuria, deschidem porțile, ieșim afară, se culegem floricele pe câmpii și în timpul ăsta calul troian se strecoară înăuntru și ne trezim când suntem ocupați de demoni. Deci n-am învățat să ne drămâim bucuria, știți că ținem un post de 49 de zile, ne străduim și în 3 zile am terminat cu toată lumina și bucuria, știți, nu? După ce vine Paștile. Atâtea prostit și păcate facem în 3 zile, încât tot ce am acumulat în 49 de zile se sfârșește. Asta pentru că nu știm să ne drămâim bucuria. Sfântul Isaac Siru, care astăzi, nu, Ioan Scăraru, care astăzi, pomenit, spunea, când vine peste tine bucurie chiar duhovnicească, dă la o parte puțin cu mâna smereniei din ea, adică adu-ți aminte că ești trecător, că ești tu un om amărât, nu te mândri, nu te bățășa, nu crede că tu ești buricul pământului, ca să vedem că noi suntem bucuroși peste măsură, dă puțin la o parte din ea, puțin cu mâna smereniei, ca nu cumva în locul stăpânului să intre demonul în inima ta. Stăpânul fiind Hristos, deci nu cumva nu... Asta nu știm noi, n-am învățat. Deci, astea sunt motivele pentru care se poate întâmpla că atunci după ce vine bucurie să vină anumite momente de tristețe sau tulburare. Unul că mi se pare orice moment de tristețe și de necaz mult mai grav după bucurie. Al doilea că, într-adevăr, nu știm să ne drămâim bucuria și că ne lăsăm cu porțile deschise și diavolul face ce vrea cu noi. Asta e altceva. Dar nu că Dumnezeu... Vedeți ce ești mai cred diavolul? Nu că Dumnezeu nu-i place că te-ai bucurat și îți trage câteva, te pune la colț, pe coș de nucă. Ce te bucuri atâta? Aici e tristețe și valea plângerii. Nu. Nu este așa Dumnezeu. Deci ideea aceasta că orice bucurie, orice satisfacere a oricului simț, nu cumva să vezi florile că frumoase, nu? Ascetic este să nu vezi nimic, nici o floare. Nu cumva să simți vreo mireazmă, vai de mine, cum ne-a pus Dumnezeu niște celule care se ocupă cu asta, nas. Nu păreau, Doamne. Cum de... te aud atâți oameni care vin și zic și când mâncam, mi-a făcut plăcere. Că, dar bineînțeles că ți-a făcut plăcere, dar... A, cum zicea Părintele Rafael Noica, de el mi-am înțeles că mi-am intrat aici în aulă, că știu că el a vorbit aici. Spunea Părintele Rafael Noica, nu vedeți că Dumnezeu ne-a dat mult mai multe legume. Zice, eu dacă eram Dumnezeu, făceam 5 legume, 5 fructe, niște chestii simple, așa. Păi am făcut sute de lucruri, sute de gusturi de legume, sute de tipuri de condimente, adică niște, e boier, are vărsat. Și nu, ideea aceasta că, Doamne, te-ai bucurat puțin, ți-a plăcut, că ai păcat, gata, ești ras, Dumnezeu s-a supărat deja pe tine. Cum se poate așa ceva? O idee de genul ăsta, nu e creștină, nu e ortodoxă, nu e adevărată. Noi nu ne oprim la post din a nu mânca anumite mâncăruri pentru că ele sunt spurcate. Noi nu suntem evrei din Levitic care credeam asta, sau păgânii care, sau noile neo, așa zise, aș zice, sunt pseudo-religii deja. Ro vegan, vegan, nu știu cum, trăiește curat, trăiește sănătos, sunt neo-religii iudaizante, aș zice. Gnostice. Secte, de fapt.
da? Și care socoteau că anumite alimente sunt spurcate, iar altele nu sunt spurcate. Unele, și până la urmă, alea spurcate te strică și te distrug și sfătești, iar alte curate te ajută și te înalță. Și știți că noi am ajuns să credem așa. E o adevărată religie să crezi așa. Trebuie să mănânci așa, mai ca evrei, eu țin tot felul de mâncăruri kosher sau necosher, așa sau așa. Cum am ajuns noi? Bine, trebuie să avem grijă. Cum am ajuns să dezvoltăm o adevărată credință din chestia asta? Ții minte, au venit la mine niște tineri din Bruxelles, care mi-au fost ucenici. Și acolo învățaseră ei niște chestii cu blenderul. Blenderul era a treia sau a patra persoană a familiei. Dar ei o spuneau, îi puseseră și nume. Oriunde mergeau, trebuie să schimbăm blenderul. Dacă se strica cumva era mai mult și dacă se îmbolnăvea soțul sau blenderul. El făcea totul, el nu trebuia mâncare de nu știu care, numai mâncare de nu știu care, numai nu știu cum, numai nu știu ce. Mi-au ținut o teorie, eu nu puteam să le zic o vorbă, că ei mi-au ținut vreo 3 ore o teorie cum trebuie și că laptele e rău în sine și că nu se bea, că e experimentul China, că nu știu ce, că aoleu, câte povești. Erau mai activiști decât activiști comuniști, mai activiști decât orice sectanți, decât jehoviștii. Erau adevărate religie. Și ne-am dus la țară, în Mureș, ziceau ei. Și știți ce mânca mama? Când ea, săraca mama, mergea la sapă. Mânca ouă prăjite. Și avea calul și i-a dat o văz. Păi tu de aici e bun la cal, zicea. Și ne-a luat ovăzul și l-a pus în blender. Și ca de obicei a făcut lapte de orez, ovăz. Că așa avem noi, numai lapte de ovăz. Și ne simțim extraordinari și tăi nu știu cum, și domnii nu știu cum. Totul e mântuirea ei, blenderul și ovăzul și... Nu mai e nevoie de Hristos, că alta e mântuirea, alte, cu feng shui-ul, cum să așezi casa, cum să pui toaleta, cum să nu știu ce. Cum alte au devenit toți în locul lui Hristos, mântuitori. Toți. Mi se pare o exagerare imensă și undeva este și aici, așa are loc, aceste credințe greșite și au loc în creștinism și în inima noastră a ortodoxilor și prin această idee că Dumnezeu anumite lucruri sunt spurcate și, până la urmă, multe sunt spurcate. De obicei, cele bune sunt spurcate, știți? Tot ce e bun e spurcat, zice Dumnezeu. Așa ne imaginăm noi. Adică noi avem, de exemplu, impresia că Dumnezeu, dacă ne-a îngăduit postul și a pus postul, este pentru că anumite lucruri sunt spurcate. Ele sunt îngăduite, așa, pe parcursul anului, ca o milă lui Dumnezeu față de noi, dar restul, revenim la ce trebuie să revenim și acum devenim curați, oameni adevărați, după care ne întoarcem la animalitate. Așa e privită cumva și relația trupească și multe. Dar nu este așa, ci dimpotrivă. Deci noi renunțăm la ceea ce este mai plăcut, renunțăm la ceea ce este firesc, este normal și Dumnezeu a îngăduit și a binecuvântat ca să putem să fim mai atenți și să ne concentrăm mai mult, să nu mai avem atât atenție la ceea ce ne atrag firesc și ne se plac bune. Și să avem atenție mai mult la Dumnezeu și să dăm mai mult timp lui Dumnezeu și să nu pierdem atâta timp cu lucrurile acelea. E altceva, alte. Citiți canoanele că despre asta să vă zică, nu despre cealaltă. Canoanele sinodelor. Despre un asemenea mod de a vedea lucrurile, nu celălalt. De exemplu, sunt în sinoade astfel de rânduieli care spun, dacă cineva pleacă din lume, urând, adică în monahism, urând sau socotind căsătoria sau lumea spurcată sau femeia, Așa, o prietă la împărtășanie, nu știu câți ani. Auziți? Păi, dar asta ai văzut de mulți ca ceva extraordinar, dom'le. A ajuns la măsura să urască lumea. A ajuns la măsura să urască tot ce e în lume, și femeia, și bărbatul, și căsătoria, și să socotească spurcăciune. Și mi se par niște exagerări nefolositoare. Au ele partea lor, mai ales din perspectivă monahală, dar dacă depășesc aceste măsuri, și ajung la o astfel de gândire, anumite măsuri și ajung la astfel de gândire, ele sunt nocive. Și nu pot duce decât la ce s-a întâmplat în Occident, care au avut o asemenea de gândire, tip de gândire moralistă și fixistă și înghesuită, n-ai voie decât aia și aia și aia, ai spurcat, aia nu-i voie, și când au izbucnit și când și-au ieșit din matcă, au ajuns ce vedeți acum. Adică o revoltă motivată bisericii, o revoltă motivată tot ce ține de Dumnezeu, tot ce ține de morală, tot ce ține de orice. Pentru că au exagerat în privința asta. Și acum nu mai pot să... Au făcut ajornamente la nesfârșit, săracii nemaiputând, tot ajornează atât degeaba, pentru că au greșit mai de mult ei și cred că și
noi greșim în continuare, o parte dintre noi greșim în continuare, socotind unele lucruri sau declarându-le sau ușurință, calificându-le spurcate, sau punând niște opreliști foarte mari în privința asta, și de aici pot veni multe greutăți între viitorii creștini și în biserica viitorului. Altceva, crucea înțeleasă ca destin. Crucea înțeleasă ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Dom'le, n-ai ce faci. Ești predestinat. Ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Până la urmă, hai că nu intrăm în predestinare, dar hai să zicem așa, cei mai mulți dintre noi gândim așa. Crucea este, cum am zis la început, este că Dumnezeu te-a pus într-un neam, că Dumnezeu te-a pus într-o generație, că Dumnezeu te-a pus într-o familie, că Dumnezeu te-a pus într-o cultură, că te-a pus într-o familie care ți-a putut da educație sau nu ți-a putut da educație, o familie care ți-a dat o anumită moștenire genetică sau nu ți-a dat o anumită moștenire genetică. Și astea sunt niște lucruri care nu le-ai avut la îndemână, nu le-ai putut să nu alege tu dinainte, sunt o cruce pe care trebuie să o duci în spate. Într-o anumită măsură, să zic, 5% este adevărat. Deci este 6% o anumită cruce, dacă depinde dacă o ducem ca pe o cruce, asumându-ne-o și ne dând cu piatră în cei din jur și ne socotindu-i vinovați pe toți ceilalți, așa cum a făcut Mântuitorul, care n-a dat piatra nimeni și n-a acuzat pe nimeni pentru crucea pe care a dus-o, ar putea deveni o cruce, hai să zicem 5%, o asemenea purtare a ceea ce suntem, unde suntem, în ce timp suntem, în ce neam suntem, ce moștenim. Ar putea fi, dar nu e asta crucea. Nu e asta crucea pentru că, în primul rând, Mântuitorul zice, cel ce vrea să vină după mine. Adică, este o alegere facultativă. Ori asta nu e o chestie facultativă. E o chestie facultativă că te-ai născut în neamul ăla și că ai moștenit, că ai moștenit ceva, adică dacă vrei ei, dacă vrei noi ei, dacă vrei mergi după Hristos, dacă vrei nu mergi după Hristos, să-ți iei crucea. Cel ce vrea să vină după mine este o cruce, este o chestie personală, să-și ia crucea sa. Și tu zici, dom'le, păi cum e crucea mea? Păi e crucea neamului meu, a multora, a generației mele. Din multe puncte de vedere am putea zice, nu trece peste anumită, dacă îl trecem prin logica acestui cuvânt, nu trece. O altă cruce pe care confundăm noi crucea de multe ori este cu evenimentele. Aceasta este partea statică ce am avut înainte. Neamul în care te nesc, familie din care provii, educația pe care ai avut-o. Astea sunt chestii statice cumva, aș zice. În mare. Sunt chestii care nu sunt statice. Evenimentele care vin peste tine, interpestiv, întâmplător, tam-nisam, boli, necazuri, încercări. Iei la un examen, nu iei la un examen. Nimerești sau nu nimerești? Ești primul sub listă, primul deasupra listei, deasupra liniei. Și zici, dom'le, asta e crucea. Nici asta nu este, să știți, crucea. Nu putem ceri crucea. Nu e. Nu e facultativă. Ce? Te întreabă evenimentele să vin peste tine sau să nu vin? Să te îmbolnăvești acum sau să nu te îmbolnăvești? Să ai accidentul ăsta sau să nu ai accidentul ăsta? Nu te întreabă nimeni. Nu e nimic facultativ aici. Nu e nicio alegere a omului crucea. Se pare că crucea este o alegere. Poți să o iei și poți să nu o iei. Auziți? Poți să o iei și poți să nu o iei. Tot ce am spus până acum, nu poți să iei și poți să nu iei. Aproape nimic ce am spus nu intră prin această poartă strâmtă. Foarte multe din cele ce le-am zis până acum nu sunt personale. Sunt generale. Nu trece nici prin poarta asta. Deci nici acesta nu-i crucea. N-are rost să mai discutăm despre astrologie, despre karma, despre nu știu ce. Unii văd crucea în, domne, stelele. Stelele așa s-au învârtit când m-am născut eu, așa era. Deci eu trebuie să duc toată viața chestia cu racul, să zice, dau tot înapoi și nu vreau să dau față cu probleme. Eu trebuie să duc toată viața faptul că sunt un mânioș, un intervestit, deci sunt leu, că asta este, n-avem ce face. Eu trebuie să fiu prostănac și să mă arunc în față ca un taur, eu trebuie să fiu așa și așa și niște lucruri de genul ăsta. Niște minciuni. Toată această lume astrologică, astrologia care domina lumea până la Hristos, nici un rege aproape nu pleca la luptă fără să, de la Incaș până la chinezi, pe tot teritoriul lumii nu pleca unul la război sau nu făcea unul, nu
punea, nu hotăra o lege sau o rânduială dacă nu își întreba astrologul personal sau astrologul imperiului, magul. Și aceștia, pe aceștia desfința Hristos, creștinismul, lumea aceasta a pierdut toată lui Hristos și acum a renăscut. Odată cu, l-am scos pe Hristos ca dintr-un nou ținut al gadarenilor, ești, Doamne, Doamne, nu. L-am scos așa, uneori brutal, dar uneori finuț. Nu avem nevoie. Bine, ești deosebit, am văzut, ai făcut niște minuni pe aici, dar nu ne mai interesează. Noi avem o viață de trăit, avem altceva de făcut. L-am scos și pe el și Europa, în general, a devenit un ținut al gadarenilor, din care Hristos a fost scos afară, civilizat. Finuț. Dar a fost scos afară și este scos afară încetul cu încetul. Și aceasta a revenit încetul încetul lui Hristos, în locul lui Hristos a revenit acești astrologi. Și tot felul de vrăjitori și fermecători și tot felul de cunoscători al religiilor orientale și antropologi, antropozofi și cei care se ocupă cu karma, deci nu ești tu de vină că ai crucea asta care o ai, că ai viața asta pe care o ai, ci karma e de vină, știți? Adică ce ai trăit în altă viață. Dar atât de mincinoasă este ideea aceasta. Noi nu știu dacă, măcar dacă am luat tot ce gândesc, tot ce spun orientalii, ei zic, domne, tu ai fost rocă, după aia ai fost vegetal, după aia ai fost tot felul de animale, urcând pe o anumită treaptă a animalelor și la un moment dat ajungi și tu din 10, din nu știu ce. Lamă, te-ai transformat în om. Și toți care își aduc aminte sau le spune cel care se ocupă cu karma lor ce a fost înainte, niciunul nu a fost meduză, niciunul nu a fost capră, niciunul, toți au fost regi, au fost căutători de perle în Marea Thailandei, au fost lucruri interesante, astrologi, au fost nemaipomeniți. O minciună cu care ne-o vinde diavolul și toți o cred. Și dacă e ceva vinovat pentru ceea ce, deci dacă tu faci niște greșeli, dacă tu ai niște porniri pe care nu le poți stăpâni, karma e de vină. Deci, nume, crucea. Asta este. E o karmă. E o cruce pe care tu nu o știi. Ai făcut niște prostii în viața trecută sau niște lucruri bune și astea acum așa o răsunet în viața asta. Astrologii ne spun că crucea este ceea ce ne-au dat quadraturile și ceea ce ne-au dat astrele. Ele, cum se vârt, ce minciună! Când te-ai născut? Păi de cele mai multe ori când te-ai născut tu, a hotărât medicul cu mama sau cu tata. Știți că în ultimul timp, acum, nu se mai lasă la îndemâna măcar a lui Dumnezeu, când va hotărâ el. Ci se hotărăște, când pleacă medicul în concediu, când vrea, când e el de, acolo, în schimbul de noapte sau când e, când e în cel de zi, și atunci se hotărăște când. Dar ce minciună, în ce sens? De ce această importanță a momentului când iese omul la lumină? Nu pătrundeau influențele astrelor prin burta mamei până atunci? Numai atunci, toate stăteau atente și pac, și-au trimis razele. Până atunci mama avea, nu știu, un perete de azbest care proteja de tot. Nu, deci ce aberație până la urmă. Acela când te-ai născut, e singurul moment important. Restul nu contează că 9 luni ai fost, toate razele au trecut prin tine, de la ușa prin care ai trecut la supermarket până la... Nu contează, aia nu. Nu, în momentul în care te-ai născut. De ce? O minciună. Dacă vreți să vedeți cât de mincinoase sunt aceste astrologii, aceste zilnice astrograme, zilnice, luați un ziar sau un... Acum nu mai sunt oamenii cu ziare. Intrați pe internet la cum veți fi ziua aceea din perspectiva astrelor. Și nu vă uitați acolo. Nu vă uitați. Dar fixați-vă unde o să vă uitați de seară. Și ziua aia trăiți firesc, mâncați firesc, dormiți firesc, faceți ceea ce faceți voi firesc. Și citiți seara cum trebuia să fiți ziua. Și o să vedeți că mai nimic nu s-a întâmplat din ceea ce... Bine, oricum folosesc un limbaj foarte diluat și general, încât se potrivește, așa că ceva tot se potrivește. Știți că s-a un om care zicea că e mare chicitor și cititor, și-a revenit, s-a întors înapoi și a zis, domnule, a fost un mincinos. Asta, mințeam oamenii. Păi și cum făceai, domnule? Că ai ghicit la ăla, i-ai ghicit la ăla. Se baza pe emotivitatea omului și zicea, dumneata, e un mare necaz. Bineînțeles că toți au un necaz, mai ales că nici dumneata ești o persoană deosebită, e un mare necaz. Păi
te credeai o persoană deosebită. Uite că tu mai ales a găsit să zic că ești deosebită. El ai deja terminat, da, sunt deosebit. Și am un mare necaz. Nimeni nu mă crede cât de mare necaz am. Mare necaz, nimeni nu te crede. Cu asta l-a prins. Cu asta l-a prins. Știi că începe să zică cineva din familia dumneavoastră foarte apropiată și zice, de obicei zice, începe cu, și zice numere, literele care sunt, care au cele mai multe nume, de obicei, cu care încep cele mai multe nume. A, M, nu o să zică Ț. No. Cineva foarte apropiat începe cu M, îți dorește rău, nu știu ce, și stai și te gândești. Da, Doamne, este unul foarte apropiat, era dubioasă tipa, vecina, Mariana, care se uita, de unde știi, Doamne? Da, foarte apropiat. Și așa se mergea. Și așa se merge și în astrologia aceasta. De asemenea chestii în care se prindă, să-ți dea de înțeles, să nu spună până la capăt. Când s-a întâlnit principesa Ileana cu această comunistă, Anna Paul, care venise pe tancurile sovietice, s-a întâlnit și au vorbit. Și după ce a plecat, principesa Ileana s-a simțit cam urdărit așa de ce discutase cu această... Pentru că ea spunea jumătăți de adevăruri, începea cu adevărul mari și termina cu minciuni, cu jmecherii, cu mânărel sau le lăsa nerezolvate. Dar începea cu adevărul totale și după aceea se fofila, le ascundea, se prefăcea, le închidea, le întorcea, le făcea coadă de rândunică. Nimic nu era curat până la capăt, totul era murdărit. Exact cum face diavolul, cum zice Sfântul Ioan, Sfântul Pavel, că știm noi înșelăciunea diavolului că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Dar după, până la sfârșit vezi tu ce framat ei, că nu e îngerul de fapt, ce părea. Că e dracu. Așa și aici. Și comuniștii făceau la fel, și Ana Paucă făcea la fel. Și aceștia lasă tot un coad de pește. Va fi ceva, dar nu știm ce. Vom vedea. Ceva se va întâmpla până spre seară, până spre dimineață. Departe, aproape, nu știu unde sau nu știu cum, nimic. Exact cum erau oracolele din trecut. Știți cum erau oracolele? Care tot demonii erau în spatele acestor oracole. Oracolul din Delphi, de exemplu, spunea totul în niște chestii, ca niște haicuri, așa, scurte, de neînțeles. După ce mergea cineva acolo să asculte ce zice oracolul din Delphi, adică demonul, trebuia să meargă să umble prin toată Grecia și din înțelept înțelept, ca să găsească pe unul să dezlege haiku, ce a vrut să spună. Când s-au dus Tezeu și ceilalți să întrebe cum să se lupte împotriva perșilor, a zis oracolul, un pod de lemn vă va salva. Un pod de lemn? Tot gândit, s-au sucit, s-au învârtit. Ce pod de lemn? Nu ne trecea prin cap ce pod de lemn poate să fie. Au întrebat în toate părțile. Nimeni n-a dezlegat secretul. Care pod de lemn? Până la s-a dovedit că s-a întâmplat că printr-o strâmtoare mică, încercând să intre în corăbile persane cu miile, s-au făcut un adevărat pod de lemn între cele două margini ale strâmtoarei, încât grecii au putut trece și de pe o parte pe alta, să atace, să urce în bărci și să-i omoare. Da, da, asta a fost după câțiva ani de război în care, vai de capul lor câte au pătimit. S-a întâmplat să fie și podul de lemn. Dar a zis, a, ăsta era podul de lemn, fuuu, noi n-am știut, domnule. Știți, cam așa sunt ca și oracolul din Delphi, lasă totul așa la jumătate de cuvânt, și da, și nu, și ba, și da, și toate la un loc. Numai ca să te facă să crești la sfârșit și zici, da. Și mai faceți un experiment. Citiți prima dată dimineața și trăiți după aceea. După ce citiți, atât de puternică este această influență, sugestie și până la urmă autosugestie a ceea ce ați citit, încât începe să trăiți ce ați citit. Dacă el vă zice, veți fi nervoși astăzi și vă veți certa cu șeful, sau va fi șeful nervos astăzi și vă veți certa cu el, te duci deja pregătit, timorat ca un arici în fața șefului, el se uită la tine, tu uiți la el, el zice, ce ai, dragă? Și tu zici, ai văzut? Cum i-a zis, da, de-a ce aveți cu mine? Eu n-am nimic. Și începe, ai văzut? Nu mai avea dreptate. Deci, da, ca să vedeți ce influență poate să aibă aceste texte dacă le citiți înainte. Nu le mai citiți. Că foarte mulți vin și zic, dar nu mai le citesc, mă, e destul, domnule, eu nu cred, numai de râs, așa. Lasă, domnule, nu mai citi. Vai, ce aspru sunteți, nici să le citesc? Da, sunt aspru. Altceva. Asta a fost a șasea, a șaptea, a opta, despre care vreau să vorbesc, o cruce care e foarte apropiată de crucea care ne cheamă Hristos să o purtăm, dar nu este totuși acea cruce în deplinătate.
este întâlnirea noastră cu poruncile lui Hristos. Deci, cum purtăm poruncile lui Hristos? Că până la urmă, da, nu este îndeplinătate adevărat, pentru că poruncile lui Hristos nu sunt o cruce. Pentru că poruncile lui Hristos sunt un jug ușor. Și a le socoti o cruce este, până la urmă, un păcat. Foarte mulți dintre noi socotim poruncile lui Hristos și voia Lui și cuvintele Evangheliei ca pe ceva greoi, obositor, plicticos, trebuie să împlinesc porunca, trebuie să treci peste asta, aoleu, n-am voie chestia, n-am voie nici chestia aia, și sunt văzute ca o cruce. Nu sunt o cruce. Întâlnirea cu poruncile lui Hristos ne poate deveni o cruce falsă și aș da două exemple. Ori prin a începe să ne asumăm tot ce se întâmplă în jurul nostru, că trebuie să împlinesc porunca lui Hristos. Tot. Adică, am întâlnit asemenea oameni, am fost și o vreme, dar n-am reușit nimic. Orice se întâmplă, de la săracul de aici, pe care o să-l vedeți în față, până la săracul de la Antin, de la săracul nu știu care, ei sunt, să zicem, Hristos în sine și Hristos îmi cere mie să le fac binele absolut și ar trebui să le fac cum a făcut el, samarinanului, evreului căzut între tâlhari, cum a făcut samarinanul, a lua lucrurile la nivelul ăsta maximal, nu zic că nu e mântuitor, dar nu are prea mult viitor pentru tine. Și de ce? Pentru că nu ești la măsura aceea și cei mai mulți dintre noi luăm lucrurile acestea, tot ce mi se întâmplă, tot ce văd, mi se adresează mie și trebuie să împlinesc ca porunca lui Hristos. Asta e o grozăvie, în sensul că nu suntem pregătiți pentru asemenea lucruri. De exemplu, ai putea zice, dom'le, nu pot cu toți săracii, dar cu unul. Mă duc și îi iau acasă, îl fac membru al familiei mele. De cele mai multe ori, 99% din situații, acești oameni sunt săraci pentru că sunt vicleni, sunt săraci pentru că sunt nerânduiți, sunt săraci pentru că au tot felul de patii, nu sunt săraci neapărat că așa s-au pomenit ei. Ducând un asemenea acasă, un om acasă, o să-l ții o săptămână, două, trei, după care o să-ți ieși din fire, o să zici că nu mai poți, că nu mai ai viață, că nu mai ai nimic, te-au furat din casă, s-au făcut nu știu ce, îți mănâncă din frigider, murdărește totul, nu mai pot. Și constați la un moment dat că nu mai poți. Trebuie să ai mare putere să faci lucrurile astea până la capăt, dar trebuie să mai mult decât orice să-ți cunoști măsurile. Nu mai bine era să-l duci undeva, să-l ajuți cu ceva, să-i dai săptămânal, lunar, o anumită sumă, să-l ajuți cu ceva, poate cu mâncare, sau alte lucruri care să fie de ajutor pentru mult mai mult timp decât să faci asemenea excese și după aceea să termini într-un mare dezastru. Nu mai bine era mai puțin preasfințitul Vasile, episcopul nostru de la Cluj, Sămeșanu, care acum e bolnav, avea un cuvânt care la el era ca o apoftegmă, era poate prin cele mai folosite cuvinte ale lui. Când ne întâlneam, zicea, măi, tot spuneam, mai binele-i dușmanul binelui, mă. Și să știți că așa e, nu te-a credeam atunci. Dom'le, mai bine. Totdeauna mai bine, mai bine. După aia m-a făcut și de la Părintele Paisie, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi. A spus el încă câteva și ziceam, nu pot să înțeleg de ce zice Părintele Paisie așa. Dar cu trecerea anilor am înțeles, așa este. Au dreptat toți acești părinți, față de care eu mă credeam mai bun, mai drept, mai milostiv, mai înțelept. Nu. Și mai bine să faci mai puțin și cu smerenie și constant și consecvent și să păstrezi în jurul tău un minim loc în care să te odihnești, o grădină de oameni ca o grădină a Raiului de care să te întărești, cu care să te folosești, ca să poți după aia să ieși între ceilalți, să ajungi să faci bine, decât să-ți distrugi acea grădină, acel loc, tot și după aceea să nu mai fii în stare de nimic, să fii un rebut, un trist, un plictisit, un obosit, să mai crezi că și faci porunca lui Hristos și să mai și aștepți să ți se întâmple. Știi ce facem de multe ori? Facem niște excese imense, adică din porunca lui Hristos, dar dacă o să o fac, Dumnezeu o să-mi dea. Și îl ispitim pe Dumnezeu, adică dăm sume mari, cine știe cui. Rămânem nemâncați restul lunii, dar Dumnezeu trebuie să se ocupe acum de mine. Pentru că eu am făcut porunca Lui. Dar de fapt, într-un fel îl ispitim pe Dumnezeu. Știți cum facem? Exact cum un om a limitat pe toți de pe o stradă la cel mai, nu știu ce, la Capșa sau ce aici mai valoros dintre restaurantele din București,
și a comandat cele mai bune mâncăruri posibile, cele mai scumpe, nu a avut niciun ban în buzunar omul, decât cu ideea că Dumnezeu, făcând eu binele ăsta, îmi va rezerva o scoică din care eu voi scoate o perlă și la sfârșit o voi da. Adică, printre mâncărurile care mi vor da, o va fi și o scoică cu o perlă. Și eu o să o dau la sfârșit. Și mai și rămâne rest. Va și restul buzunar. Ceva de genul ăsta facem noi cu Dumnezeu atunci când exagerăm și ispitim pe Dumnezeu. Și a zice, bine, dar totuși Evanghelia spune altfel. Nu spune altfel. Dumnezeu ne cere minimalul. Zice. Venim Mântuitorul la a doua venire, zice. Flămând și nu mi-a zis să mănânc. O bucată de pâine, spune Sfânt Ioan Gurdeau. Nu, zice, eram flămând și trebuia să-mi puneți mese mari, zilnice, constante și continue până la sfârșitul vieții. Păi eu sunt Dumnezeu. N-a zis nimic, a zis, nu mi-a dat o bucată de pâine. Amărâtă, de aia care ai pe acolo, pe acasă. Care o are oricine. Flămând, însetat și nu mi-ați dat să beau un pahar cu apă. Nu șampania cea mai fină, nu zilnic apă vie, nu știu ce, nu-și cere mult. Zice, în temniță și n-ați venit la mine. Nu, n-ați vorbit cu un avocat specializat în așa să mă scoateți afară, să găsim soluții. Nu, să treceți pe la mine. În bolnav și nu m-ați cercetat, nu. Să vorbiți cu medicii, să-i plătiți, să-mi luați cele mai bune tratamente, să faceți, să dregeți. Nu, să vii pe la mine. Cel mulin, nu știu, cu sufertașul plin și nu știu ce. Nu, zice. Înțelegeți că cere minimul Dumnezeu. Minimul care te mustră conștiința dacă îți moare omul de sete în fața ferestrei. Cum să nu-i dai? Deci, de fapt, judecata de apoi va fi după glasul conștiinței. Și păgâni și creștini și... S-ar putea acolo, în fața judecății aceea, mulți dintre păgâni să fie mai mari ca noi. Pentru că și-au ascultat conștiința și, da, Dumnezeu, i-a fost la răsete, i-a dat, i-a fost foame, i-a dat. Cine știe, și-a ascultat mai bine ca noi conștiința. De multe ori, în această lupta noastră, sau gândul nostru că trebuie foarte grea porunca, e foarte grea crucea asta, Dumnezeu, poruncile lui Hristos sunt grele, e o cruce grea. Tocmai pentru că le vedem așa și le luăm așa, cei mai mulți de noi ajungem niște vicleni. Și începem să transformăm, nu putem, nu e despre mine vorba acum. Și aproape că nu mai ajunge să nu mai facem nimic poruncile lui Hristos, sau chiar să ne dezamăgim, să ne dezabuzăm, să zicem, nu mai pot să fac nimic, ce vrea Dumnezeu de la mine? Ajungem exact ca cel cu un talan care și-a îngropat ăla în pământ și Dumnezeu știa că stăpânul e om aspru care cere să ia de unde n-a secerat, de unde n-a vânturat și eu nu pot să fac nimic mai mult. Gata, m-am supărat. Știți? Asta e din cauza că mi se pare că Dumnezeu e foarte ascult, cere foarte mult de la noi. Acesta poate fi unul dintre marile pericole ale maximalismului pe care noi vrem să ne asumăm crucea lui Hristos, să facem porunca lui până la capăt. Nu, să începem cu mai puțin, dar să-l facem constant, constant. Cu puținul acela pe care ți-l strigă și conștiința. Gândiți-vă la săracul Lazar și bogatul nemilostiv. Un om auzit ce diferență totală. Un om petrecea strălucit în fiecare zi, nu o dată pe lună, în fiecare zi petrecea strălucit. Oameni mulți care veneau, intrau pe partea lui, urcau, îmbrăcat în vizon. Și un om bogat, chemat toată în porfiră și în vizon, adică ca un împărat. Și chemat toată protivendada orașului acolo. Și de rușina ălorlalți, auziți până unde merge Hristos, și de rușina ălorlalți. Zice, și era un sărac la uși, care nu avea, nu era dintre săracii care dă și sprindea piciorul acolo, n-am picior, dar eu are, de fapt. Sau care, cum zicea părintele Arsenie Boca, la țiganul tânăr să nu-i dai, să muncească. Și nu era dintre cei care nu vreau să muncească, nu era dintre cei care se prefăceau, nu era. Și era unul care chiar era bolnav, zice, atât de bolnav, încât nici să dea la o parte câinii care veneau să-i lingă rănile și el mă nădăjduia, deci nu era dintre ei limbuți care trebuie, stăiam să-ți meargă rău, să nu știu ce. Nu făcea așa ceva. Și era dintre cei care, zice, nădăjduia măcar la filmăturile care cad la masă. Și nu zicea nimic. Vă dați seama ce... Și măcar de rușinea ălora care veneau de ziua îmbrăcați frumos cu caleștile, să fi zis, hai mă să-i dăm ceva, să-l ducem undeva de aici. Nu. Luni și luni, ani și ani, l-a văzut pe omul acolo, cu câinii care îi lingeau rănile și probabil că i-au spus în inima de la asta, nu-i de nimic, să nu faci ceva cu asta. Și nu s-a împlintit inima lui. Înțelegeți ce maximal
adică ce diferență, ce minim de fapt ce de Dumnezeu. Minim, măi, și totuși nimic nu s-a gândit în tine. Eu cred că mult mai înțelept este să luăm de la acest minim, să începem să facem puțin, dar constant și consecvent, ne distrugându-ne lumea noastră și viața noastră, că nu suntem în stare să facem nici bine la mic dacă ne distrugem puținul bine în care puțini oameni cu care mai colaborăm, puțini oameni, puțina grădină în care locuim, edenică, care ne-o facem noi acolo. Un pătuț, un nu știu ce, ceva acolo să ai undeva unde să te retragi, să zici, să mă mai liniștesc puțin că nebunesc. Deci nu-i cazul să-ți distrugi, dacă o ai, cât de cât minimă. Nu cumva să o distrugi, nu cumva să te apuci tu în numele Lui Hristos și a poruncilor Lui să faci praf și pulbere din toată liniștea ta, să te bagi în tot felul de nebunii, de proiecte, de greutăți peste măsură, după care să aștepți să coboare cu orzobul din cer, har, peste tine. Eu cred că aceasta e, despre aceștia zic părinții că sunt cei lacomi de bine și lacomi de milă, că dacă ar avea bogățiile Nilului, le-ar da într-o noapte și rămâne săraci. Adică nu au o rânduială. Asta e și o mândrie. Și o mândrie și o părere de sine. Cred că la aceasta, și la aceasta se referă Dumnezeu atunci când spune, iar tu când mergi la o masă, nu te pune în frunte, ci pune-te la coadă. Că dacă vine stăpânul și zice, dă-te, te rog, că a venit ceva important să-l punem, te pune după aia la coadă. Și te pune-te la coadă. Începe cu mai puțin. Nu te socoti tu așa de valoros și de important să faci lucruri mari și să-L ispitești pe Dumnezeu? Știți povestea aceea? Am citit această poveste în Patericul scos de domnul Sorin Mitrescu, folosindu-se de anumite întâmplări pe care le-au recuperat și din patriculele vechi etiopiene și din cele siriene. Și una din întâmplări se spune că un om se ruga neîncetat, un puznic. Doamne, dăm să am mila, blândețea lui Moise, mila lui David, răbdarea lui Iov și multe alte cerea. Mari, mari, mari. Și îngerul i-a zis, ești sigur? Da. Sunt sigur, vrei, dar tu știi, ca și mi-a spune, tu știi ce greu se dobândesc ăștia? Să nu coboară cu orzobul din cer. Ăstea se dobândesc în strădanie, împreună cu Dumnezeu, cu lucrare și a omului, nu numai că Dumnezeu îți transmite așa și da, tu ești sfânt, curat, pur. Și e împreună lucrarea omului cu Dumnezeu la mântuirea noastră, noi lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea noastră și la lucrarea vieții noastre interioare. Nu e așa, nu se întâmplă numai din partea Dumnezeu. În orice relație de dragoste, e relația între doi. Nu există numai unuia și celălalt nu face nimic. Atunci nu mai e relație de dragoste. Și a zis, da, vreau. Și au venit peste încercări. Au venit peste ispite peste care n-a putut trece. Și a ajuns călău, el, marele puznic, a ajuns călău într-un oraș și multe grozăvii. Și toate pentru că a cerut și a dorit mai mult decât putea. Mai mult a căutat cu obstinație lucruri care îl depășeau peste măsură. Îl depășau. Mai bine să o iei de la mai puțin, să fii mai smerit, să ceri mai puțin, căutând cele mici, Dumnezeu îți va da încetul cu încetul cele mari. Nu am avut greșeala aceasta și acum îi mulțumesc Dumnezeu că nu mi-a dat. Îi ceream lucruri mari, prostii. Doamne, bine că nu mi-ai dat. Bine că nu m-ai încercat. O singură dată mi-a îngăduit și de atunci o singură dată mi-a îngăduit când am zis, Doamne, vreau să mă lupt și eu cu demonii. Doamne, ce grozăvie. Și am îngăduit Dumnezeu puțin. Și de atunci încă n-a trecut rana acelei întâlniri cu demonii. Încă n-a trecut. Și zic, Doamne, de ce m-ai lăsat? Acum e orice pe Dumnezeu. Dar de ce m-ai lăsat? Dar tu nu știai înțelepciunea ta. Că nu, o prostie. Ca și un părinte care se spune că își vedea unchiul tot timpul punându-și placa dentară seara în cană și el era nepoțelul, zicea, Doamne, dăm să fac și eu minunea asta cum face unchiul. Adică e aceeași prostie. Da, aceeași prostie grozavă, așa ceream și eu. Și Doamne, tu nu știai că eram ca și copilul ăla atunci. De ce ai făcut? De ce ai îngăduit? Nu are rost să povestesc mai multe, dar slavă ție, Doamne, că nu ne-a spus toate prostiile. Slavă ție că nu ne-a spus prostiile care par bune și mari și care par legate de evlavie și par... Știți că atunci când cere, dăm smerenie, Doamne, ați cerut de multe o smerenie. Ați văzut ce a venit peste voi după aceea. Ați zis, Doamne, dar când am cerut mai multă smerenie, atunci au venit mândrii peste mine de m-am mândrit ca niciodată. Pentru că
smerenia se dobândește în luptă. Or, numai puțin a îngăduit Dumnezeu, puțin acea luptă. Pentru că împreună cu Dumnezeu trebuia să porți acea luptă, să dobândești smerenia. Ori tu în primele lovituri, primele mici examene, le-ai căzut cu brio din start, așa, și zici, Doamne, de ce faci rușinea asta? Numai patru. Da, păi n-ai cerut, mă frate. Nu mai e bine să lași la îndemâna lui Dumnezeu, ci să faci cât îți îngăduie El, la măsurile, nu se spune despre cel care l-a luat pe cel din Samaineanu, care l-a luat pe omul acela căzut între tâlhari. Că a trecut pe acolo, l-a văzut, era singur, nu mai era nimeni. El era singurul care putea să-l ajute, l-a ajutat. L-a luat, l-a dus la o casă de aspect, s-a plătit ceva și a plecat. Nu zice, a rămas alături de el toată viața. Nu zice, i-a dat jumătate din avuția sa. Nu zice multe. Nu. Și după aceea Samaineanu s-a gândit să facă o casă de oaspeți personală și un serviciu de asistență socială în toată zona. Deci Dumnezeu cere minimal, mult mai puțin. A, mare lucru cei care fac mai mult. Mare lucru. Dar să nu-ți iei tu de unul singur după capul tău, dacă nu-ți va îngădui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să ajungi să faci lucruri mai grave decât dacă făceai puținul acela. S-ar putea să ispitești pe Dumnezeu, s-ar putea să te hani la lucruri peste măsură de grele și să sfârșești într-un dezastru, în revoltă, în împotrivire, în oboseală, în lucruri grele. Și cine te-a pus? De ce te-ai băgat peste puterile tale? Cine ți-a dat ție în cârca asta? De aceea este o mare greșeală să privești crucea așa. Acum cred că mă lungesc și cred că e foarte târziu. Oare cât e? Fără 20. Nu mai avem timp. Pentru întrebări puțin și atunci o să vă spun totuși și care este de fapt crucea, ca să nu vă las tot așa atât cu apofaticul acesta. Crucea este ceea ce ne spune Mântuitorul cu câteva versete mai înainte. Zice așa, cel ce voiește să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să mă urmeze mie, că cine va voi să-și mântuiască sufletul său și va pierde, cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia, acela îl va mântui. Că ce folosește omului de va dobândi lumea toată, iar pe sine se va pierde sau se va păgubi. Și acum spune exact ce este crucea. Minimal, auziți ce minimal cere Dumnezeu. Că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în fața acestui neam păcătos și desfrânat, de acesta și Fiul omului se va rușina când va veni într-o slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Nu vorbește nici de mărturisire publică, să te duci să spui peste tot. Nu vorbește de să nu te rușinezi de Dumnezeu. Să nu te rușinezi. Ar fi trebuit să vorbim mai mult și să vă spun de ce. Oricum, de ce e acesta răspunsul? Nu avem timp acum. Credeți-mă pe cuvânt și credeți-L pe Hristos Dumnezeu, care de fapt a continuat cuvântul cu acesta, care de fapt ne cere să nu ne rușinăm de El. Atât de puțin, să nu te rușinezi de El. Și știți că aici suntem, și aceasta este și o cruce pe care este facultativă. Poți să o iei, poți să nu o iei. Nu te obligă nimeni să o iei niciodată. Poți să te lepezi zilnic de El, poți să te prefaci că nu-L cunoști, poți să spui că nu crezi, poți să spui când vorbește lumea de rău de preoți și de biserică, să zici, da, aveți dreptate, nu? Și să nu zici nimic. Sau să zici că sunt de acord cu voi, sau să nu zici nimic. Poate uneori e mai bine să nu zici nimic, să pleci de acolo, decât să zici, să zâmbești și tu complice, să zici așa, așa. Se pare că această rușinare de Dumnezeu este dureroasă, este o rană de netămăduit a sufletului. Este ceva, este cum a zis Iorga. Iorga a zis, nu cunosc un om mai de nimic și mai de lepădat decât acela care a iubit vreodată pe cineva, cu tot sufletul și-a declarat-o, și pe aceea s-a lepădat, s-a nu a zis nimic când era vorbit de rău acel om. S-a lepădat de acela, sau l-a vorbit de rău, sau n-a zis nimic. Nu cunosc un om mai de nimic, zicea, și mai de lepădat, decât unul care s-a declarat iubire și toate celelalte, și când ești vorbit de rău, sau chiar el te vorbește de rău, sau când ești vorbit de rău, e de acord cu aceea, sau tace complice. Asta la oameni, dar la Dumnezeu. Dacă între doi oameni care s-au iubit și s-au declarat dragoste, asta e o durere nespusă, ca celălalt să se dezică de tine, să tacă complice. Știți că pentru doi oameni care se iubesc, a vorbit de rău pe celălalt e mai dureros decât a vorbit de tine. Nu știu dacă știți asta, ați văzut asta. Asta e unul dintre barometrele care dovedesc că e dragoste între cei doi. Dacă te doare mai tare
că se vorbește de rău celălalt decât dacă se vorbește de rău de tine. Prefer să se vorbească de rău de tine decât să se vorbească de celălalt. Asta e omul. Dacă este în inima ta așa ceva, înseamnă că este o sâmbură de dragoste între cei doi. Asta e una dintre cele mai mari dureri pe care le am atunci când tinerii, după ce se căsătoresc, la început vorbesc cu drag unul despre celălalt. Tot ce are celălalt e și al lui, tot ce are, ce are el e și al ei. Și după aceea, după un timp, ea este așa, ea nu știu cum, el este așa, el nu știu cum. Dacă celălalt, alții vorbesc de rău de el sau de ea, el nu are nimic din potrivă, chiar argumentează că așa e, că e răutăcioasă. Mi se pare exact greșeala, că cred că aceeași durere a avut-o Dumnezeu în momentul în care l-a întrebat, ce ai făcut, Adame? Și el a zis, Eva, pe care tu mi-ai dat-o. Cum? Eva, tu despre care spuneai, iată, din oasele mele, carne din care am mea aceasta, să fie femeie, a devenit proroc brusc. Știți că toți bărbații devin poeți și proroci când îi vezi. Și Adam, el este începătorul nostru, a devenit proroc. Iată, din oasele mele, și a ținut un discurs acolo. Și după aia, tu, omule, care iubeai și care spuneai că ea e oglindă, oglinda ta, ești alt ego, este. Ai ajuns să zici, păi iată, care mi-ai dat-o, că până la urmă tu ești, devine și ea. Că dacă n-ar fi voi doi, nu era nimic. Asta e dintre cele mai mari dureri. Și de fapt, atunci când te dezici de Dumnezeu, sau nu că te dezici, te rușinezi de El, și Mântuitorul spune, în fața acestui neam păcătoș și desfrânat, tot Kazantzakis spunea, uitați-vă în jur, în 50 de ani, niciunul dintre oamenii aceștia, decât curare, except și nu vor mai fi, niciunul, înțelegeți, dintre noi. În 50 de ani, cam toți suntem cu pământ în gură. Păi și tu de oamenii aceștia te rușinezi, nu înțelegeți ce absurd. Nu te rușinezi de Dumnezeu care este veșnic, în legătură cu care tu vei fi pentru totdeauna, din fața căruia tu nu vei putea pleca niciodată să te ascunzi pe undeva, de care ai nevoie absolută, substanțială, ființială. Nu te rușinezi de El și te rușinezi de acest neam păcătoș și desfrânat care suntem noi, toți, care acum te vorbesc de bine, mâine te vorbesc de rău, acum te laudă, mâine te bârfesc la spate, de ăștia te rușinezi tu. În ei spui tu nădejdea, ne spune Dumnezeu. Și așa este. Cum am ajuns noi să iubim mai mult slava Lumii decât slava Lui Dumnezeu? Cum am ajuns noi să ne rușinăm de Dumnezeu în fața unor oameni păcătoși nesfrați, cum suntem și noi? Dacă priviți așa, ne crapă o brază de rușine, pur și simplu. Ne crapă o brază de rușine. Cum am ajuns noi, Doamne? Nu mă rușinez eu de... Mă rușinez de Dumnezeu. El nu se rușinea să numească pe sine Fiul omului. Știți cum este că s-a făcut El om? Păi noi dacă am devenit vaca Domnului, să zicem, gânganii aia care este la soare acum, eu să devin vaca Domnului, eu să fiu acolo, prin țărână, pe sublespez, nu știu ce, ar fi o rușine, așa ceva. Păi, coborârea lui Dumnezeu la măsura și întruparea Lui e mai mult decât am devenit noi vaca Domnului. Este infinit mai mult. Și El nu se rușina să numească pe El Fiul omului. Dacă Fiul omului, auziți, se numește pe El Fiul omului. Nu se rușina. El care da. E ca și cum tu ai merge într-un ținut al pigmeilor, care umblă dezbrăcați și trag cu săgețile printre ramuri, și după aia zici, prin pile să zici, eu pigmeul. Și tot vă zice, asta ce face? Nu se rușinează să se numească așa? Nu. Noi ne-am rușinat și de pigmei. Și Hristos nu s-a rușinat să nască Fiul omului, care era niște păcătoși, desfrânați oamenii. Asta suntem noi. Și noi ne rușinăm de El și nu întâmplător și de Fiul omului. De se va rușina de Fiul omului. Adică eu nu mă rușinez de voi și vă rușinați voi de mine. Asta e crucea. Asta e minimalul pe care îl cere Dumnezeu. Minimalul. Auziți. Poți să-L iei, poți să nu-L iei. E personală crucea. Tu ai întâmplările tale personale, oamenii tăi cu care te întâlnești, sunt relațiile tale personale, acolo vei da seama de aceste întâlniri. Asta nu înseamnă că trebuie să sari ca și o părit la orice cuvânt, trebuie să te rupți cu toți care au o părere adversă. Nu! Să nu te rușinezi. Atât. Nu te rușina. Și despre asta trebuie să mai vorbim, dar nu o să avem timp acum să dăm timp câteva puține întrebări. Mulțumesc!
am vorbit ca de la suflet la suflet, că au fost și întrebările mele, și durerile mele, și gândurile mele, și până nu m-am lămurit, dar de fapt nu eu m-am lămurit, că Sfinții m-au lămurit, care au explicat ei cuvântul, oamenii lui Dumnezeu, până nu m-am lămurit, nu m-am liniștit, nu m-am odihnit, n-am avut pace. Oriunde găseam o cruce după capul meu și pe înțelesul meu, și ați văzut, cred că multe din crucile pe care le-am spus, voi socotească aia e crucea. Dacă mergeți mult timp cu crucea aia în spate, oricare ar fi dintre celelalte, o să cădeți sub ea și o să vă răzvrătiți, pentru că nu aia e crucea pe care v-a dat-o Dumnezeu. Nici nu ne-a pus să mărturisim pe la marginea pământului, nici nu ne-a pus să ducem povara tuturor poruncilor Lui de plin până la capăt, nici multe nu ne-a pus Dumnezeu și de multe ne înțelege, dar de asta nu ne va înțelege dacă ne vom rușina de El și de cuvintele Lui înaintea acestui neam păcătoși și desfânat. Da. Mulțumim, Părintele, pentru cuvântul împărtășit. În continuare vom citi câteva întrebări. Cum ar trebui să cinstim crucea? Crucea este înfricoșătoare pentru demon, pentru că este altarul pe care s-a jertfit mielul lui Dumnezeu. Este un altar. A crezut demonul, demonul invidiază pe om. Invidiază pe oricine Dumnezeu iubește. Dacă Dumnezeu iubește pe cineva, ține la ceva, demonul invidiază. El se crede un neiubit, se crede un nedreptățit. L-a invidiat pe om dintr-un începuturi. Faptul că Dumnezeu l-a făcut după chipul și îl cheamă spre asemănarea cu sine și că l-a iubit, a suflat în nările lui suflare de viață, care înseamnă de fapt un sărut, știți? A suflat în nările lui. Noi ne închipuim așa de departe. Gestul acela pe care l-a făcut, pictura pe care a făcut-o Michelangelo în Capela Sixtină, cu de-abia se ating așa Dumnezeu, de-abia Parmenidian, nu se atinge de murdăria întinare a făpturii, așa priva Parmenide. Dumnezeu e imoabil, neschimbabil, nu se atinge de gunoiul firii, de materialnic. Și cumva ceva din aceasta este acolo în pictura aceea. Și e cu totul alta imaginea al Mântuitorului, care se apropie de oameni, care scuipă și pune în gura celuilalt sau în urechile lui sau în ochii lui, care pune mâinile peste toți acești oameni, nu face te dezleg. Așa ceva scârbos din afară, printr-o cușcă așa, ca la, da, nu vreau să spun, și se atinge, pune mâinile pe gârbul aceea, care nu se mai putea spăla de mult. Cine credeți că o spăla și eu, săracă de-a? Pune mâna pe paralitici, pe oameni care puțeau în paturile lor, care erau murtari săraci dintre ei probabil. Pune mâna pe toți, stă în mijlocul lor, doarme unde poate, mănâncă oriunde, niciodată nu s-a socotit scârbit de vreun loc unde au stat și a mâncat, cu tot felul de oameni, ca așa cum, în biserică, plin de păcătoși, de desfrânate, de... Așa era și atunci. Între ei și nu se scârbește Dumnezeu. Și la facerea omului Dumnezeu a suflat în nările lui, ca un sărut a fost între Dumnezeu și om. Ori aceasta era invidiat de demon. Cine e această făptură care iubită de stăpânul așa? Nu suporta lucrul ăsta. Cea mai mare izbândă pentru demon era să-ți arăt eu cine e. Ați văzut, a citit Iov. Îi spune Dumnezeu, ai văzut pământul? Da, am văzut. Ai văzut pe robul meu? Iov? Da, l-am văzut. Păi știi că e un așa? Da, numai dă-mi-l puțin în mână că-ți arăt eu că te blesteamă în față. De fapt, asta vrea să arate demonul. Toți sunt niște... Aceste făpturi ale tale pe care le-ai făcut și le iubești sunt niște pramatii care te vor blestema în față, nu merită să investești în ele. Asta îi spune și în momentul care vine în muntele Carantaniei și zice, e ca și cum ar spune, ce te duci între ei? Fă minuni, dă-le pâine și circ și vor fi fericiți, transformă pietrele în pâini. Nu te duci între ei. Asta era, el urma să meargă la propovăduire între oameni, să vorbească cu ei, să atingă. Demonul îi spune, nu te atinge de ei, fă-le minuni. Virează-le, multe minuni, cum face acum lumea actuală. Nu te atingi de ei, că scârboși, îi cunosc eu. Și dincolo zice, aruncă-te de pe templu și ei te vor slăvi, văzându-te cum cobori și așa, prins de îngeri care sunt vrednici să te sprijine, dar nu oamenii. Nu te duce între ei. Fii pe vârful unui munte, conduce așa, manipulează, îi ți dau eu mână, nu te atinge de ei. Toate sunt aici, nu te atinge de ei, sunt scârboși, nu merită. Și dovada cea mai mare a... Ce vrea să o arătă demonul este că tocmai aceștia pe care îi iubești tu și pentru care ai coborât, uite, te vor răstigni. Păi, uite.
Și poate că pentru el biruința ar fi fost ca Dumnezeu de pe cruce să zic blesteme pe oameni, să zică, da, a avut dreptate, dracu. Blestemaților. Dar nu, Dumnezeu n-a blestemat, a iubit și de acolo a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Și până la capăt, nici după înviere n-a certat pe nimeni. Blestemații de farisei și cărturari care m-au omorât, instituții nenorocite, n-a zis nimic. Lasă că mă vei război cu ei. Îmi făcea de Sanca de la Arad, dacă știți-o, știți pe de Sanca, care zicea că era întruparea Duhului Sfânt, o femeie din Arad, și avea un fiu, Iisus Hristos, și îl mai are, adică ea a murit, dar el trăiește. Și zicea, nu mă credeți, mă voi duce eu, vai de capul vostru, o să muriți, voi uitați nimic. Se răzbuna, adică ea un nimic cu ochii, ca orice om, un nimeni, și se răzbuna pe oameni și blestema. Și Hristos, Dumnezeu, n-a zis un cuvânt despre om, nu s-a certat cu el. Ori asta, ceea ce părea biruința lui totală a demonului, s-a transformat în înfrângerea lui totală. Că pe altarul crucii Dumnezeu nu numai că nu i-a blestemat pe oameni, nu numai că n-a socotit că nu-s vrednici oameni să moară pentru ei, și a murit cu drag, îmbrățișând el crucea pe oameni și lumea toată. Parcă zicând, cum se zice în poezia aceea, de când te-am așteptat crucii și jertfei. Mântuitorul urca cu bucurie spre jertfa sa. Mergea înaintea lor și ei mergeau după el înfricoșați, nevenindu-se să creadă că el zice că merg să fiu dat în mâinile păcătoșilor. Și ei mergeau în spatele lor neîndrăznind să întrebe și el mergea înaintea lor ca un leu, înțelegeți? Zicând în capitolul 12 de la Ioan, eu pentru acest ceas am venit în lume. Și ce voi zice? Îndepărtați la mine? Doamne, nu! Eu pentru aceasta am venit, pentru jertfă, pentru cruce. Pentru, era dovada ultimă și cea mai înaltă a dragostei lui față de om. Era surparea șoaptei diavolului care spunea, nu îi spunea omului, nu te iubești Dumnezeu, e un zgârcit, vrea să te țină aici, izolat, în rai, vrea să nu-ți dea din copacul cunoașterii binei și răului. Nu asculta, te minte. Și șoaptele astea s-au spus generație după generație, neam după neam, om după om, în toată istoria se spune la nesfârșit de către diavol. Personalizate la fiecare. Nu vezi că nu te-a băcat acum Dumnezeu seama? Nu vezi că nu te-a ajutat acum? Nu. O tot șoptește. Și în fața acestei șoapte grozave a demonului, care se tot șoptește la urechea omului, Dumnezeu a tot spus, nu este așa, crede-mă pe cuvânt, dar cuvântul lui de plin și faptul lui de plină care a biruit șoapta diavolului a fost, nu numai că nu te blestem, ci și dacă mă răstignești, eu nu te blestem, și dacă mă ucizi, eu nu o să fiu împotriva ta, eu sunt tata, eu sunt fratele tău, eu sunt mama tău, eu sunt totul. Eu nu-ți vreau rău. Nimeni nu mai poate să zică acum că Dumnezeu este altfel. Numai un nebun poate să zică că Dumnezeu e un răzbunător, că Dumnezeu... Dumnezeu nu cred decât într-un Dumnezeu care a murit pentru mine, care poate muri pentru mine. Dacă Dumnezeu nu poate muri pentru tine, nu poți să crezi în El. Dacă dragostea Lui nu e așa de înaltă, pentru acel Dumnezeu nu spui sufletul, pentru acel Dumnezeu nu spui inima. Dar un Dumnezeu care moare pentru tine, acela, da, merită tot. Acela, dragostea Lui te îngenunche pentru totdeauna. Și stai cu dragă genunchii înainte Lui și numai din acel moment crucea a devenit înfricoșătoare pentru demon. Înfricoșătoare! A fost devenit ceea ce părea exact cum s-a întâmplat la Kazantzakis, ceea ce părea ziua eliberării a devenit cea mai neagră zi pentru ei, pentru că s-a dovedit că nu e așa și că mai trebuie să stea ani în tranșee și să moară ca proști. A devenit cea mai întunecată. Pentru el acum numai amintirea ei și chipul este... Nu vrea să vadă, este chipul dragostei lui Dumnezeu, este chipul iubirii Lui fără limite, care s-a dovedit. Și asta nu vrea să o vadă. Părintele Arsenie Boca spunea că nu mai poți cu nimic, dă cu tunul, adică fă cruce. Adică e ca un tun înaintea lui Dumnezeu, înaintea demonului, ca un tun. Restul-s flinte, arme mici. Cum ne găsim menirea? Ar trebui să existe o menire pentru fiecare prin serviciul pe care îl are? Există o menire, dar menirea este în spatele împlinirii măcar minimală a poruncilor lui Dumnezeu. Că noi tot ne gândim, care e menirea noastră? De fapt ne gândim care sunt talanții noștri, care e rânduiala noastră Dumnezeu cu noi. Ea se ascunde în spatele poruncilor lui Dumnezeu, împlinite măcar minimal, cum v-am spus, măcar minimal, nu maximal, măcar minimal. Adică, trece pe lângă tine un om care, sau este în stradă un om care nu are cine să-l ia.
poți să suni tu la 112 să vină salvarea, să nu știu ce, dar nu ai chef că ea te vor întreba cine, ce, cum și după aceea trebuie să stai lângă el până vine salvarea, n-ai chef, n-ai timp, n-ai vreme, nu știu. Dar tu un timp o să zici, Doamne, dă-mi și mie, să am și eu iubita mea, să am și eu soția mea, să nu știu ce, uite, acum ăștia mă țin aici, eu am treabă, am nu știu ce, nu știu cum. Dacă ai fi înțelept, am avut chiar un asemenea caz. Un asemenea om avea treburi, era necăjit, avea 36 de ani, era necăsătorit, se tocmai, dar eu niciodată, mă rog, de atâția ani. Dar trecea pe lângă atâtea momente în care Dumnezeu putea să-i dea darul acesta, trecea pe lângă multe momente în care putea să facă porunca lui Dumnezeu, dar nu o făcea. E atunci s-a oprit și a zis, bine, voi sta aici până vine salvarea. În salvarea, una dintre doctorițe a fost ea, cea care o să fie viitoare soție. Dacă nu făcea asta, nu o cunoștea. Înțelegeți? Bine, acum spun o întâmplare așa abruptă, dar în spatele poruncilor lui Dumnezeu împlinite, se ascunde împlinirea dorințelor tale. În spate poruncilor lui Dumnezeu, pe care conștiința ți le strigă, se ascunde împlinirea de către Dumnezeu a poruncilor tale. Ai avut nenumărate ratări la aceste întâlniri cu darul lui Dumnezeu. Ai ratat tu, a ratat și Dumnezeu. Precum faci, ți se va face. Știți, poruncile astea sunt foarte grele. Precum măsori, ți se va măsura. Nu, că n-am putut, bine, încă nu se poate. Deci, zice Dumnezeu, bine, nu se poate încă. Acum nici acum n-am avut chef, n-am o vreme, bine, încă nu se poate, nu-i chef, nu-i vreme. Și Dumnezeu te mai lasă, te mai lasă, te mai lasă. Știu că pare dureros ce zic, dar încercând să faci poruncile Dumnezeu cât poți tu, se ascunde descoperirea și a talanților tăi. Te cheamă unul, nu știu unde să faci, nu știu, dar n-am chef, de ce să mă duc acolo? Dar s-ar putea, mergând acolo, să descoperi, făcând ceea ce trebuie să faci, ajutând cu ce trebuie să-l ajuți tu minimal cu omul ăla, că nu o să stai toată ziua, dar trebuie să-l ajuți cu ceva, să-ți dai seama că de fapt aia îți place ție să faci. Mă, ce chestie! Asta îmi place mie, măi, să fiu voluntar nu știu unde, să fac nu știu ce. Și îți găsești rostul tău în spatele multor asemenea porunci ale lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca spunea chiar, cu cât e mai greu bolovanul acesta al poruncii lui Dumnezeu, ți se pare ție mai greu, cu atât va fi mai mare comoara de sub ea. Numai că nu trebuie să ne hămăm totuși la bolovan prea mari, să cădem cu ei în spate. Și totuși să luăm bolovan mai mici, să încercăm cu mai mici. Da. Care este limita până la care trebuie portată crucea? De exemplu, dacă te afli într-o căsnicie care nu mai funcționează oricât ai fi încercat, astfel că se creează un mediu nociv pentru cei din jur, ce este de făcut? Dar am spus, într-o anumită măsură asta poate fi privită cruce. Asta e o povară a întregii lumi. Neînțelegerile dintre oameni, neputințele, durerile, nepotrivirile, nu sunt numai ale creștinilor, sunt ale tuturor. Sunt necazuri ale noastre, sunt necazuri ale mândriei până la urmă, că și noi suntem mândri și nu ne acomodăm și celălalt și nu poate lăsa de la el. Sunt necazuri ale mândriilor noastre, de fapt e crucea mândriei noastre, crucea neputinței tale. De fapt, nu știu dacă există vreo neputința ta, ci mai mult o limită peste care nu poți tu trece. Dar să lăsăm filozofiile. Ce te faci? Trebuie să încerci toate metodele. Știu că v-ați aștepta sau ați dori, mulți dintre voi, să ziceți, da, desparte-te, că nu e un mediu bun, nu-ți folosește, gata. Dar totuși Dumnezeu a zis un cuvânt atât de mare și de înalt încât peste care nu putem trece. Că nu este motiv de despărțire decât pricina de desfrânare. Nu este. Și atunci, și dacă se poate un an de zile să stați separați și după aia să vă întâlniți, și dacă se poate să găsiți un mod vivendi, să stați în aceeași casă, dar să aveți un mod de trăire cât de cât civilizat și să nu vă adresați. Și până când vă reveniți, până când reîncepeți să vă redescoperiți, până când reîncepeți să iubiți până la urmă, să purtați poverile celuilalt, să le înțelegeți pe celălalt, să te înțeleagă pe tine, până când reușești să te rogi cu tot sufletul ca să deschide și inima celuilalt pe Dumnezeu, să deschide și inima ta. Mai dați-vă timp, dați-vă timp, dați-vă timp, cereți și rugăciune celorlalți. Sunt mari rugăciune bisericii, sunt mari rugăciune celorlalți, sunt mari rugăciune sfinților, sunt mari mijlocirile Maicii Domnului. Apelați la ele, apelați la ele și dați-vă timp. Nu luați, mai ales când e vorba de asemenea lucruri, nu luați hotărâri rapide și în vremuri de tulburare. E o mare prostie. Când ești tu tulburat, când ești speriat, când ești îngrozit, când ești
atunci te-ai hotărât tu, atunci faci marile hotărâri, atunci tragi marile concluzii. Nu, nu, nu. Liniștiți-vă, încercați toate posibilitățile până vă liniștiți cât de cât și după aceea vorbiți frumos unii cu alții, chemați și cum se zice. Știți, cred că cuvântul spus de Dumnezeu, când ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față, dacă nu reușești, mai ia pe 2-3 și vorbește cu el, dacă nici așa spune-l mai marilor, spune-l bisericii, spune-l comunității și vorbiți așa, și dacă nici așa, s-ar potrivi într-o anumită măsură, într-o anumită măsură și aici. În primul și în primul rând, grozav de periculos este ca aceste relația între voi doi să fie o chestie publică. Adică să nu fie o chestie față către fața voastră, în care tu stai toată ziua la telefon și spune: mamă, nu mai pot, mi-a făcut, mi-a adresat, nu știu ce, tată, nu știu ce, vecină, și să te plângi toată ziua. Iar el merge la serviciu să se plânge la colegi. Prostie căsătoria dumneavoastră, mă încere și îmi face, nu mai înțeleg nimic, nu știu cum. Mi se pare foarte greșită această alegere. De fapt, călcarea poruncii lui Dumnezeu. Iar tu, dacă ai ceva cu cineva, nu te duce să bârfești, nu te certa, nu, ci cheamă-l undeva unde sunteți numai voi doi, deci să te duci și vorbești cu el față către față. Să pregătești acel moment la un ceai, afară, pe stradă, undeva, într-un loc mai solemn, așa, nu acolo, în casă, supărați, nădușiți după muncă. Ai luat aia, vină încoace, dă aia, fă, aia, nu mai pot așa, m-a despart. Nu așa. Undeva mergeți și vorbiți față către față, după ce se liniștiți. Părintele Arsenie Boca, îmi pare rău că tot amintesc de el, dar l-am avut în vedere pentru că am avut o relație mai deosebită cu el după moartea dânsului, adică prin convertirea mea la momentul lui, și atunci n-am cum să nu-mi aduc aminte. Avea obiceiul acesta când veneau oameni tulburați, chiar doi, dacă veneau tulburați, se ducea cu ei și se plimba și câte 5 km. Oboseau pe dealuri pe acolo și începeau să liniștească oamenii, se liniștiau, ce să faci după 5 km de mers pe jos. Și după aceea, liniștind, se începeau să opreau undeva și stătea de vorbă. Aici ne-avea vorbim. Adică nu acolo, că mi-a zis, certe, pe acolo, urlă, te strigă, nu așa, nu așa. Deci, pregătiți un loc unde să vă duceți, nu vorbiți cu alții, nu vă plângeți altora, plângeți-vă numai lui Dumnezeu. De fapt, pocăința, spune la un moment dat, unul dintre părinți, este a nu căuta mângâiere de la oameni, ci numai de la Dumnezeu. Asta este pocăința. A nu căuta mângâiere de la oameni. Fă pocăința asta și nu căuta repede de mângâiere la oameni. Da, necăjitul de tine, te știu, tu ești un copil cu minte, ea e rea. Sau invers. Tu cauți mângâierea, să te înțeleagă. Să mă înțeleagă, să nu știu ce. Nu. Și fă pocăința asta și taci din gură, rab de cât rab, la un moment dat nu mai poți și zici, mă, trebuie să vorbim. Și atunci pregătește momentul, te duci, vorbești cu undeva într-un loc mai deosebit. Unde v-ați întâlnit voi prima oară, nu știu, undeva special. Vorbiți frumos și serios, nu se poate, mai lași o vreme, mai lași să se așeze lucrurile, nu se poate, bine, mai iei doi sau trei oameni, cei mai deosebiți, pe care i-are și ea în vedere și tu, la care ții și tu și ea. Oameni la care, a căror părere ține și unul și altul. Și vorbiți așa și sfătuiți-vă. Nici așa, mergeți și la episcop dacă e nevoie, și la biserica întreagă, și la comunitate, și vorbiți acolo, lămuriți-vă. Dacă nici așa, atunci mai bine o separare de vreun an, să știți ea ca un străin, deci bine, te separă o vreme, și după aceea mai încercați din nou. I-aș zice că și după aceea. Pare rău că nu zic mai scurt întrebările, că sunt un vrap aici, nu? N-am zis decât două. Când am avut față mai multe cărări, ce ne ajută să ne limpezim gândurile? Mai multe cărări? În nici într-un caz să vă apucați să deschideți Scriptura. Ah, zice despre nu știu ce. În nici într-un caz să ascultați de primul gând. Știți că noi trăim acum în așa zisa, într-un fel de mistica primei porniri instinctuale a inimii. Ce îți vine în minte? Primul lucru, ăla e. Sau unde simți așa o bucurie? Gata. Sigur e acolo. Cei mai mulți dintre noi și așa ne luăm și casele și căsătoriile, le facem așa și... Dar am simțit când am intrat că era fain, era casa mea. Foarte periculoasă chestia asta, foarte periculoasă. Și toți vin și zic, dar părinte, dar mi l-a dat Dumnezeu, dar cum adică ți l-a dat Dumnezeu? Păi am simțit, Păi și tu te iei după simțire. Unde a zis Dumnezeu? Iar când simțiți ceva, aia e. Unde a zis El? Când a zis, ce simți, Matei, simți ceva? Nu este.
Când a pus accent pe lucrurile astea? Nu vedeți că am făcut pur și simplu o nouă religie, paralelă cu religia credinței, cu credința creștină, în care nu e așa, Dumnezeu nu a mers după aceste stări de instincte, presentimente, senzații. Nu s-a trezit într-o dimineață și a simțit că nu e bine, va fi o zi grea, simțim toți asta, nu? N-a zis nimic despre așa ceva. Nu s-a luat după lucrurile acestea, ori noi trăim după lucrurile astea, noi aproape că respirăm după ele. Nu mai țin minte întrebarea. Am dus așa de departe încât... Când avem în față mai multe cărări... Așa. Deci nici în caz ne luăm după asemenea stări, presentimente, senzații, deschide de cărți, bilețele în bască, nu știu ce, și astea sunt mari, pot fi mari greșeli, și după aceea Dumnezeu i-a acuzat. Păi da, eu am scos din bască, tu mi-ai dat. Adică, și acum nu s-a rezolvat, și acum e o cale grea, și acum merge greu. Nu. În general, ar trebui să ascultăm de ce zice Sfântul Antonie cel Mare, care spune... Evanghelia, să ai cuvânt din Biblie, din Evanghelie în primul rând, să ai cuvânt care să-ți răsune. Deci ai trei variante. Și ai, asta înseamnă să cunoști cât de cât Scriptura, nu, măcar Evanghelie. Și să ai vreun cuvânt din Evanghelie care concordă cu ceva. Mai potrivită e calea aia pentru Evanghelie și pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru gândul lui Dumnezeu decât cealaltă, să zicem. Deci să ai un cuvânt din Biblie, din Evanghelie, care să te atragă spre o cale. Al doilea, să îți asculți glasul conștiinței, să vezi ce spune conștiința, zice Antonie cel Mare. Și al treilea, dacă nici așa nu reușești, să-ți întrebi duhovnicul, să stați de vorbă, să vă lămuriți. Dar ar trebui să treci prin această sită a celor două prime. Să ai cuvânt din Evanghelie. Și sunt foarte multe. Păi da, dacă îți dă cineva o palmă, ce să fac? Întoarceți cealaltă brasă. Evanghelia spune sunt foarte multe cuvinte care, de fapt, lămuresc lucrurile. Zice, iar în locul în care intrați, nu plecați de grabă, până nu vă vor scoate afară. Păi asta lămurește foarte multe chestii. Noi suntem gata să plecăm din orice chestie. Nu mai îmi place așa, nu mai simt eu bine. Noi nu te-au scos încă afară, mai rămâi. Acolo unde te vor duce, acolo unde te vei duce, vei da de alte ispite, măcar cu astea te-ai obișnuit. Alea până le înveți, nu te iluziona, nu va fi ușor niciunde, adică noi în lume necazuri veți avea, asta e un cuvânt clar, cât veacurile, adică nu e așa, nu a zis, iar dacă sunteți ai mei, numai bucurios aveți. Nu, în lume necazuri veți avea, vor fi de toate felurile și că sunteți ucenicii lui Hristos vor fi necazuri și mai mari decât alte necazuri din cauza asta. Deci, țineți minte această sită. Glasul Evangheliei, glasul conștiinței, glasul Duhovnicului. Cum facem să ne axăm mai mult pe lupta lăuntrică decât pe războiul exterior? Nu le-aș despăți chiar așa, în sensul că războiul interior duce imediat la alegeri exterioare, adică n-ai cum să nu... De exemplu, lupți împotriva desfrânării, să presupunem. Ar fi o mare prostie și sunt mulți oameni care spun și eu mă lupt în motiva de sfârșit și Dumnezeu nu mă ajută. Păi da, măi, dar de ce te uiți tot timpul pe internet? Că acolo vede lucrurile agrozate. Găsește soluții, vorbește cu prietenii, fă o grilă care să nu mai lasă să treacă lucrurile. A, nu m-am gândit la... Păi cum nu te-ai gândit, măi? Când te culci noaptea, dormi așa, nu te culca oricum, nu mânca mult înainte de a dormi, pentru că vei avea pornire de desfrânare, nu bea multă apă, nu te acoperi cu pături grele, nu te uita prima dată la un film lung, ai și uitat că te-ai rugat 10-5 minute mai înainte, și după aia te culci așa cu toate gândurile din filmul ăla și după aia, de ce am avut gândurile de desfrânare, de ce m-a ispitit desfrânarea? Nu stai toată ziua cu gândurile la lucruri necuvincioase și după aia te miri că noaptea numai despre asta gândești. Păi, dar despre ce să gândești dacă asta ai cultivat toată ziua? Adică, și aici de multe ori îl ispitim pe Dumnezeu și trebuie să combinăm această luptă interioară cu anumite hotărâri și clarificări exterioare. Nu mai trec pe strada aia, pentru că pe strada aia este o porcărie de gheretă la care mă uit eu cu ochii măriți la nu știu cine, dar e dezbrăcat. Nu mă mai duc pe acolo. Mă duc pe partea cealaltă. Adică să ai anumită sinceritate în lupta asta. Noi nu avem sinceritate în luptă. Toate acolo mergem, lasă că acum nu se va mai întâmpla. De fapt, tu... Cam ți-ai dori așa să se întâmple și ce să fac, Doamne, ce să fac, n-am putut să rabd, am venit și am dat peste mine, așa, ce să facem acum? Puteai să eviți. Noi suntem foarte prefăcuți în lupta asta, nu suntem slugă, vicleană și leneșă, ce potrivit pentru noi chestia.
viclenie, suntem plini de viclenie în lupta noastră, suntem exact ca acel părinte care se spune că mergea la Macarie și ziceam, roagă-te părinte că mă luptă Duhul de sfânării și zicea Macarie, mă voi ruga. Și nimic. Venea fratele, nimic părinte, tot așa e cu Duhul de sfânării, mai roagă de părinte, mă rog. S-a rugat și a doua oară. A treia oară când a venit, a zis, de obicei eu când mă rog se împlinește, zice Macarie, dar acum ce s-o fi întâmplat cu fratele ăsta, că tot nu... Și se roagă el, dă Doamne să văd ce se întâmplă cu ăsta. Și îl vede pe ăla pe pat în chilie și el se roagă Macarie să plece Duhul și Duhul vrea să plece ars de rugăciunea bătrânului, dar ăsta zice, mai stai, zice la Duh, știi? El nu vrea să plece Duhul. El zicea cu vorba, dar așa în inima lui nu vrea să plece. Și când a venit la părinte, nu te-ai rugat, mă, nenorocitul. Nu i-a zis așa, dar așa mi-a uitat să zic. Tu nu-l lasă să plece, mă, dar să știți că suntem foarte asemănători cu acest om. În foarte multe păcate. Noi n-am vrea să mai facem, dar facem același lucru, trăim în același mediu, mergem cu aceiași oameni, dar noi nu mai vrem să bem. Gata. Dar mergi cu aceiași prieteni. La ce credeți că se referă Mântuitorul când zice, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispite, taie-l de la tine, aruncă-l, că mai de folos este să intri ciung, șchiop, orb în împărăție decât să intri întreg, să-i mergi în iad. Și zice, la ce credeți, la mână, la piciorul, la ochi? Nu, la oamenii foarte apropiați cu care suntem, cu care ai aceeași, pare că ai aceeași vedere în viață. Că te gândești la fel, că privești la fel viața. Cu oamenii cu care îți faci treburile și lucrezi, poate oameni cu care lucrezi în aceeași fabrică sau în aceeași magazin. Oamenii cu care mergi pe cale. Dacă e nevoie și oamenii te duci în ispită, trebuie să te desparți de ei, trebuie să te separi de ei, trebuie să găsești căi de separare. Chiar dacă zici, sunt prietenii mei, frații mei, nu contează. Trebuie să te separi. Asta e de fapt mai mult jertfa pe care trebuie să o faci decât noi avem impresia că noi trebuie să luptăm cu păcatul, să biruim, nu știu ce. Ferește-te de rău și fă bine, nu știu, biruiește răul. Ferește-te de rău. Adică te ferești de el mai degrabă decât să lupți cu el față către față. Nu vă luptați cu răul. Ferește-te de el. Tu trebuie să fii cu ochii spre cetatea cea vie și albă, spre Dumnezeu cel viu spre care să mergi. Nu cu ochii la diavol să te bați cu el. Tu ești cu ochii la Dumnezeu. Mai degrabă, asta e calea. Și să te ferești de el și să nu-i dai prilej să te atace. Asta e calea decât să lupți cu el față către față, să-l pocnești tu. Asta e o mare mândrie. Știți că e o mare mândrie. Și noi ne înhăităm la asemenea lupte în care tot noi suntem arbitrii care spune, zicem, biruitor el. M-a biruit, Doamne, n-am avut ce face. Asta este. N-am avut ce face. Și tu nu m-ai ajutat. Vezi că dacă mă ajutai, nu... Suntem foarte vicleni și leneși. Foarte leneși. Sunt multe întrebări legate de gândurile rele, cum am putea să le evităm? Ultima întrebare. Ultimele, da. Ultima. Cum să evităm gândurile rele? Ne băgându-ne în seamă. Mintea, gândurile, nu te lupta cu gândurile. Au fost foarte puțini oameni care s-au luptat cu gândurile. Macar egipteanu a fost unul dintre ei și ucenicul lui Evagrie Ponticu la fel. Aceștia au fost singuri în marea istorie mistică și ascetică a bisericii care ne-au arătat o cale a luptei cu gândurile. Dar aceștia au fost, cum era Macar egipteanu, Dumnezeu pe pământesc, îi ziceau. Atâta putere și dar avea Macar egipteanu, încât stând în chiliașul lui și rugându-se, a venit un părinte cu copilul său bolnav și copilul pe drum a murit. A murit și părintele a zis, nu pot, domnule, să-l duc acasă așa, mă duc cu el la Macarie. Și a bătut la ușa la Macarie mult, dar n-a deschis Macarie, că se ruga. Și a deschis ușa și a strigat, părinte, părinte, și Macarie n-a răspuns, că se ruga. Și l-a pus și pe copil în genunchi, că era deja, avea acea rigiditate a morților. Și stătea copilul în genunchi așa, ca și cum ar fi viu. Și părintele s-a pus acolo, tatăl, s-a pus acolo lângă el rugându-se. Și când s-a terminat rugăciunea, Macarie a zis, ce căutați aici? Vă dați seama cum se ruga. Nu i-a văzut, n-a auzit. S-a uitat la ei și a zis, ce căutați aici? Ieșiți afară acum. Și s-a ridicat și copilul și... Vă dați seama ce dar avea de la Dumnezeu. Când a ieșit afară, taică s-a urlat pe acolo. Ce aveți? Ce urlați așa? Și a zis, că el era mort. Și-a înviat. Pierdut și s-a aflat. Și a zis, să nu ziceți la nimeni. El nu știa. Deci acești oameni se luptau cu gândurile față către față. Le-a dat Dumnezeu acest dar. Este chiar o carte sub tradusă de Părintele Gabriel Bunghe și după aceea retradusă la noi, lupta cu gândurile și cum să biruiești gândurile de a lui Evagrie Ponticu, excepțională, în care fiecare gând, ai gând de sunare, uite, gândește așa, zi așa, zi așa, zi așa. Și are din Scriptură anumite lucruri care trebuie să le repeți.
se rezumă toate la gândurile rele care nu le poți birui nici cum și de hulă să zici să învieze Dumnezeu, să-ți risipească vrăjmașii lui, să fugă de la față lui cei ce urăsc pe dânsul. Dar sunt specifice la fiecare gând, e altceva. Dar acestea sunt rarisime, aceștia sunt niște mari. Ăștia e alpinist peste 8.000 de metri. Noi suntem, nu ne-am ridicat la cuca măcăi, am înțeles că este aici o cuca măcăi. Nici până acolo ne-am... Vai de capul nostru, nici pe mușuroiul din curte nu ne-am ridicat bine așa și noi citim alpinismul de peste 1000 de metri, cum se practică și nu știu ce. Nu, ci învățăturile părinților este nu lua în seamă gândurile, nu stă de gânduri, ci tu cultivă gândurile bune. Adu-ți aminte gânduri bune. Ce-i dai inimii, ce-i dai gândului, aceea macină. Dă-i să macine lucruri bune. Nu-i da timp, nu-i da respiro. Nu sta cu mintea la cele trecute, nici la cele viitoare, nici nu-ți imagina și te iluziona. Și trăiește fiecare moment că ești în Dumnezeu și Dumnezeu e acolo, Dumnezeu în prezent continuu și zi cât poți de mult, dacă se poate și n-ai alte gânduri bune, rugăciune. Și dă-i minții rugăciune, dacă puteți personificați rugăciunea, ajornați-o cum ar veni, cu ceea ce ai tu acolo în față. Miluiește-mă, Doamne, acum că am necazul ăsta și trebuie să-l fac. Ajută-mă, Doamne, adică ca să fie tot timpul vie rugăciunea, să nu te plictisești de ea, că noi suntem niște copii de ea care ne jucăm puțin cu, ne-am plictisit, avem alte jucării, ne-am plictisit și de aia. Nu stăm la măsura să zicem neîncetat rugăciunea în același fel și să nu ne plictisim. Și atunci să o ajornezi, să o schimbi după evenimentele pe care le ai. Dar ea să aibă fondul sau principala formă să fie constantă și vie. Numele lui Dumnezeu să-l aibă acolo. Și așa dă inimii și minții tale tot timpul altceva de măcina. Ce-i dai să măcine, aia are. Aia făină, aia o scoate. Îi dai neghină, neghină scoate. Îi dai grâu scoate. Tu dai tot grâu. Cât poți. Asta e calea. Cred că e destul. Îmi pare rău că trebuie să plec. Aplauz și eu pe voi. Vom rosti împreună rugăciunea cum vine să fie adevărat. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu vine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te slăvim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacucernice Părinte binecuvântat. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vă mulțumesc pentru răbdare. Și mă bucur de voi că parcă vă cunosc de totdeauna. Mulțumim pentru prezență și mă mai răbdare. Nu sunt obișnuit.